Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Ndodi. Noi ne-am adunat aici ca să fim strânși și astăzi discutăm despre despre următoarele trei capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății, capitolele numindu-se Răspunsuri, Analiza Economică a Legii, Legea în Regim Privat, Islanda Medievală și Libertarianismul și ultimul din cele trei se numește Există o politică externă libertariană. Înainte de a trece la capitole și la ce se discută în carte, o să vă aducem aminte că jos există un buton de like pe care atunci când îl apăsați, Google se bucură foarte mult și ne iubește videoclipul, așa că o să vă rugăm să-l apăsați acum. Magic happens. De asemenea, alături aveți un buton de subscribe și un clopoțel dacă vreți să fiți notificați când mai punem un video. Și tot jos aveți și un buton de share dacă considerați că e util să răspândiți videoclipul ăsta. Uitați, pisica e de acord că e util să răspândiți. Vă roagă frumos și intens să faceți asta. De ce faci aceste figuri? Data trecută am discutat niște contraexemple la paradigma drepturilor naturale. Era o critică a lui Friedman la Rothbard. Care era ideea? Că în paradigma asta a drepturilor naturale, în care oamenii au pur și simplu dreptul la libertate, ai niște limite, niște situații pe care nu le poți rezolva. Cum era aia cu asteroidul. Vine un asteroid și are un moș hapsân, are dispozitivul și nu ți-l dă. Dacă merge pe o paradigma asta a drepturilor naturale, nu rezolv problema. De ce? Pentru că ar fi un furt, încalci dreptul de proprietate a acelui pensionar. În paradigma utilitaristă de tip Friedman, da, iei dispozitivul și blochezi asteroidul și rezolvi problema. Deci existau niște limite acolo. Iar un calcul utilitarist ar fi superior pentru că îți dă o soluție. Ok, capitolul ăsta se numește Economia Legii. Analiza economică a legii, e o chestie de vreo 30 de ani, tot discută asta. Ideea ar fi că avem un fel de calcul a legilor. Avem, de ce alegem o lege? O situație poate fi întemeierea prin drepturi naturale, de exemplu cum începe Anarhie, Stat și Utopie de Nozick, care e un deontologist. Oamenii au drepturi. Nimeni nu le poate face ceva fără a le încălca aceste drepturi. Friedman nu pornește așa. Friedman zice, dom'le, nu prea știu ce e bine și ce e rău, cacioran, ce e permis, ce nu e. Dar știu că oamenii în majoritatea lor își doresc anumite chestii și mă întreb cum pot să-i ajut să bifeze acele scopuri. Păi pentru acele scopuri avem nevoie de niște legi. Și cum ajungem la legile alea? Pentru calcul de utilitate. Face o analiză cost-beneficiu. Inclusiv în paradigma mainstream se face asta. Când discuți o politică publică, ai chestii de, inclusiv când se dă o lege la noi, nu cred că ai chestia aia, motivație de bugetare sau preambul. Nu. Notă de fundamentare. Da. Ai exact calculul ăsta, utilitate. Domne, de unde vin bani? De vin bani și beneficiile, presupun că doar nu să te afli în treabă. Deci asta ar fi ideea. Justificăm legile via un calcul utilitarist. Ok, și se apucă și face tot felul de mici exemple ca să... Da, bine, până să ajungem la exemple, el spune că pentru că nu avem totuși, adică concedă punctul, păi și utilul unde e? Zice, nu avem util, nu putem să facem un calcul utilitarist pur, dar putem să folosim satisfacția generală a oamenilor ca proxy, pentru, deci ca aproximare pentru utilitatea pe care aceștia o percep și propune să folosească principiul de preferință demonstrată ca să se înțeleagă foarte clar ce înseamnă preferință demonstrată. Înseamnă că, uite, eu am fost și am cumpărat o sticlă de suc, da? Mi-am demonstrat preferința pentru această sticlă de suc versus pentru a deține banii pe care i-am dat în schimbul sticlei respective. Dar de asemenea face o diferență între cei care consideră că de fapt v-ai greșit și ți-ai făcut un deserviciu, o dezutilitate pe când ți-ai cumpărat suc pentru că... Da, crește glicemia, crește, o să mor mai tânăr. Așa mai departe. Da. Însă aici în calculul eficienței economice a unei legi, de fapt
orice ai demonstrat deja că ai cumpărat și ai făcut o tranzacție economică, acel lucru pe care l-ai obținut este de fapt un lucru care îți asigură un grad mai mare de fericire. Da. De chiar dacă prefer, este cola, da, heroină sau exact, pâine. El, uite ce te-a dus gândul de la cola la heroină. El păi încate de exemplu cu heroina. Da. Da. Dar este și un calcul din asta de tip banal. Dom'le, există un măr în posesia, în proprietatea cuiva, el l-ar vinde cu $4, celălalt, un cumpărător vine și vrea să cumpere mărul. Ală, nu. Așa, vezi? Ime, cu $2. Exact. Și cel care vrea să-l cumpere, l-ar evalua la $4, îi oferă $3. Oferând $3, în mintea lui este un avantaj, mintea cumpărătorului, dar și vânzătorul, datorită faptului că l-a evaluat în mintea lui la $2 și a venit oferta de 3, se desparte ușor de mărul respectiv. Da, de ce ies în avantaj, ca să explicăm cât se poate de clar, de ce ies în avantaj? Pentru că e diferența aia, da? Pentru mine care am mărul, el valorează $2, cineva îmi dă $3, normal că o să schimb o chestie de $2 pe $3. De ce? Pentru că banii reprezintă, nu știu, oportunități stocate pentru viitor, da? Pentru că sunt mai mulți, basically, da? Pe când celălalt care ar evalua mărul la $4, da? Să fie în posesia lui, dar acum nu e, da? Ar da $3 pe el pentru că dă cu $1 mai puțin decât... Deci dacă vânzătorul i-ar cere $4, cumpărătorului i-ar fi indiferent dacă... Mm-hmm. Are $4 sau are un măr pe care îl valorează la $4. Nu e nicio incentivă să schimbi în clipa aia. În clipa în care există egalitate completă. Uh-huh. Asta e și de asta poți să vizualizezi. Mărul se vinde la $3 și fiecare împarte jumătate profitul. Iar legea creșterea de utilitate. Pe bază de proprietate privată și schimb voluntar, chiar îți calculează. În acest schimb am mărit gradul de fericire în societate cu $2. Unul la unul, unul la altul. Încercând să măsori așa. Da. Da. Deci, bine, practic se explică de ce se fac schimburi. Că am mai vorbit noi, da, alte sisteme, nu ți explică de ce se fac schimburi. Corect, socialiști las notițe. Pentru că oamenii au momente când au diverse nevoi și preferă acel lucru versus ce are deja. Și de aia se fac schimburi. Provocarea e că e suficient comerțul. Uite, atacul ăsta la adresa speculanților. Speculanții sunt răi pentru că doar speculează, nu produce efectiv. Orice punctează economiștii liberali e nu, simplu comerț face o situație mai bună. Doar schimbi, deci n-ai produs nimic nou. Uh-huh. Doar că alea ajung unde erau mai preferate mai intens. Bine, în apărarea, și nu facem mare paranteză, dar în apărarea speculanților, atâta vreme cât nu forțează pe nimeni, pentru că lumea e supărată pe speculanți, amsari, din piețe, din... Vezi că probabil problema este la vreo reglementare locală, mare, în care nu poți să intre și alții și atunci sunt unii care au cât un oligopol macrozonal, whatever. Și fără reglementare. Uite, mă gândesc la ce spunea Gabriel Morsa, speculantul îți scade prețul. Păi da. Ca să înțelegi asta, du-te și ia cartofia din Vaslui. Dacă îți se par scumpi în Mogior, și du-te în Vaslui și ai. Și măsoară da, timpul tău, benzina. Și o să vezi că speculantul e... Yes. Te-a salvat. Uite, un exemplu de lege care... micșorează utilitatea în societate. O lege ce stabilește un tarif pe importul de cartofi. Uh-huh. Poți să faci un calcul și să spui așa. În momentul în care zicem că ai pus un 20% pe toți cartofii importați și taxe vamale, o să avem așa un preț mai mare la consumatorii români de cartofi importați. Profit mai mare pentru producător. Profit mai mare pentru producătorul local. Local. Și dacă nu ar fi fost această
lege de taxe vamale, consumatorii ar fi cât mai puțin pe cartofi, da? Ar fi determinat și o eficiență mai mare și profit mai mic, într-adevăr, la câțiva producători locali de cartofi. Dacă încerci să faci un agregat pe toată, pe toată piața cartofului, pierzi. Se dovedește că este o sumă negativă. Astfel, asta e important pentru că tot începe să meargă naționalismul ăsta. Dom'le, că ajut românii, știi? Nu ajuți trei producători români, nu ajuți masa românii. Nu, românii plătesc. Deci patriotism înseamnă să fii libertarian, că așa îi ajuți pe românii, dacă îți plac românii, știi? Așa ajuți trei sau producători oameni. Și... Bine, dacă ne aducem aminte de două episoade în urmă, da, o lege din asta de tip protecționist, da, nu se naște din neant. Există niște grupuri de interese, cel mai probabil producătorii de cartofi locali, care zic, băi, vină ăștia cu cartofii din Bulgaria și sunt mai ieftin, că nu știu ce, acolo leva, whatever, da? Sau din Turcia, că lira e devalorizată, ok. Și sunt mult mai ieftin, nu putem să concurăm cu ei, hai să dăm o lege, să obligăm la vamă, spun o taxă pe ei ca să fie mai scump ca ai noștri, să putem și noi să-i vindem pe ai noștri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că restul românilor, în loc să ia cartofi ieftini, iau cartofii scumpi. Asta nu e patriotism. Deci dacă ții la români, trebuie să lupți împotriva protecționismului. Îi mai aduc în discuție și calitatea, știi? Varza turcească n-are niciun gust. Deci dacă... Ok, poate uneori poți fi adevărat, știi că e mai bună aia românească. Da. Dar lasă consumatorul să aleagă și dacă lui convine mixul la calitate-preț, că e mai ieftin aia turcească, lasă-l să... Da. Da. Cred că la utilitariștia din actuali care încearcă să calculeze... Să dăm o subvenție producătorilor de cartofi. De subvenție, vreau să zic și ca să concureze cu producători de cartofi subvenționați din Bulgaria sau Polonia sau de unde ar fi. Sau să punem taxe vamale. Depinde de cum arată. Încep să calculeze acolo, să vedem pe unde... Și ce calculează? Calculează oportunități politice. Putem să punem noi acum o taxă sau mai bine dispersăm o subvenție? Da, eu vreau doar să iau pe ăștia cazul ideal, știi, nu neapărat... Păi, contează magnitudinea, contează cât e subvenția și cât e tariful, știi? Dacă e un tarif mic nesemnificativ, ca un salariu minim care aproximează pe subvenție, e aproape inofensiv. Dacă e o subvenție imensă, da, e jumate din PIB-ul României, da, e... Dar mai eu, la tarife vamale, banii îți vin în buget. Pentru că la subvenții trebuie să dai din buget. Deci e și un calcul din asta. De dinamică. Da, cum au ei pe acolo împărțite și restul banilor. Și de ce ai subvențiat? De ce ui de subvenții? Dacă pierzi bani. Mi se pare că în cadrul UE, mi se pare că nu e nevoie să pui tarife vamale. N-ai. Păi da, întrebarea era... rămâne doar varianta asta. Poate la cartofii din India sau de undeva... Da. Nu, asta e partea luminoasă a UE, știi, că permite... La subvenții, îți întreceți-vă în subvenții. Și singura, cred. Și singura, nu cred că mai are vreo chestie. Deficitul regular, deficit bugetar. Da, aia nu mai e în vigoare, nu e? Nu, aia da. E suspendată. Bine, teoretic ar mai fi o diferență la modelul de subvenție. Întrebarea e cine dispersează costurile. Cine dispersează costurile către populație. Dar la modelul de subvenție, statul dispersează costurile pentru că el integrează și dă bani la producători și deci trebuie să ia banii ăștia de la populație, direct, da, intermediar, pe când în modelul cu protecționismul, piața ajunge să disperseze costurile pentru că ele se răsfrâng la populație de-abia la piață. Da, zic, piață, în primul caz, statul îi jehmănește pe o parte, da, le ia bani ca și ei plătesc cartofii ieftini, că sunt subvenționați. În al doilea caz, ei plătesc cartofii scumpi. Da? Și acolo se întorc bani la stat prin TVA și alte distracții de genul. Adică oricum, taxele vamale, ei le recuperează la început. Da. Dar întrebarea e când ajunge în punguța, în portofelul cetățeanului minusul și în cont, din contul cui apare. Ce ar mai fi la asta de... Deci ca strategie generală e că, uite, legea nu trebuie să vină din... De exemplu, avem voința lui Dumnezeu, uite, abordare
rodbardiană. Avem voința lui Dumnezeu și de acolo te ducem. Nu că rodbat e... Da, da, da. Dar, dar în sensul că ai o structură de principii și de acolo te duci. Or fi, mă zice, nu. Deși estimarea lui e că vei ajunge la libertarianism. Adică societatea care rezultă din economia legii, din calculul legii, va fi una libertariană, cu alea mici excepții. Oamenii nu vor să fie furați, nu vor crime, nu vor... Cam ce spun cei libertarii. Zice la un moment dat el că vrea să aproximeze fericirea oamenilor. Mie mi se pare că libertatea face fericirea și libertatea e făcută din curaj. Dar și nu e clar că... Și zice că merg. Da, dar nu e clar că doar schimburile cu preț îți informează despre fericire. Oamenii mai au, aici deja e un pic foarte subiectiv, foarte individual, oamenii au alt fel de fericiri. Da, nu e treaba noastră să ne ocupăm de ele, contează tocmai. Contează destul de mult și dacă te uiți la cum din sunt oamenii, ăla vrea să aibă lemne de foc, știi? Da, din punctul ăsta de vedere. Deci, oamenii vor. Nu, dar ai situații în care nu ai echivalent monetar. Oamenii, n-ai echivalent monetar deloc. Prietenia. Chit că încerci. Prietenia, să... cât costă? Dragostea, cât costă? Da, exact. Eroismul, onoarea, cât costă? Da, da, încrederea, chestii de astea, exact. Nu știu dacă poți să dai legi de prietenie, dar de exemplu, legi care nu prea au echivalente monetare sunt de tipul căsătoria homosexuală. Nu dai nicio lege. Rezolvarea e că... De ce ți-a zice Friedman? Câți bani dai ca să treacă legea? Nu s-au sunt sunt nu, no, să faci un calcul de fericire, da? Sunt câțiva homosexuali. Trebuie să-i numere mai întâi, că poate mai mult. Să se numere între ei, mă rog. Așa, care ar fi fericiți cu această lege, ar fi o majoritate religioasă care ar fi nefericită din cauza acestei lege. Exact. Și cine ar plăti mai mult? Păi majoritatea. Pariem că ar aduna banii. Și atunci e un lucru care aproximează știu, dar, nu, că... corect? Nu. Poți să ai și majoritatea să care vezi. Să susțină căsătorile gay pe ideea asta că luptăm împotriva nazismului și protejând o minoritate. Da. Deci chiar dacă tu nu ești gay, zici, e bine să trăim într-o lume în care nu rupsi minoritate. Așa că aici nu este un calcul că nu poți să cum pui 10 lei, 10 lei pe fiecare cetățean. Pentru a achita, eu știu, hârtiile când se căsătoresc, ea doi sau... Nu, că mi se pare că sunt niște jocuri ba, de... Da, de ce nu? Mi se pare că sunt niște... Dacă o iei doar așa, eu înțeleg genul de analiză pe care o face el. E așa, abstractă. Hai să demonstrăm ceva. El nu propune să trăim așa. Dar dacă cineva n-ar înțelege și ar încerca să trăiască așa, ar vedea că sunt doar niște jocuri de putere. Părerea mea este... Că unii care ar avea un avantaj ar găsi niște oameni care ar fi dispuși să plătească ca să-și păstreze niște lucruri. Nu? Că mai are undeva și observația asta. Mm. Cum facem calculul economic? Păi cât ești tu dispus să plătești ca să ai, să-ți transferi lucrul ăsta? Sau cât ești tu dispus să plătești ca să-l păstrezi? Și aici e un pic durerea mea, că mi se pare că, de exemplu, dacă ai principiul proprietății, nu mai faci calcule. Nu mai faci calculele astea din cauza că un proprietar nu o să plătească nimic ca să-și păstreze chestia. Da, e chestia lui și la revedere. Asta e diferența între robot. Păi nu, că aici e vorba despre o modificare. Vrei să obții acea modificare în societate? Sau vrei să previi acea modificare în societate? Nu cred că era vorba despre ce se întâmplă cu proprietatea ta. Da, oare e posibil ca erorile de percepție să apară din faptul că și noi la un moment dat majoritatea lumii, cu siguranță aproape tot timpul, nu recunoaște faptul că lumea în sine, în care existăm, este într-o constantă schimbare, într-o constantă stare fluidă, cum ar spune unii, cu forțe, cu sisteme de forțe care îi se opun. Echilibrul în care existăm nu este static, este rezultatul anilor și anilor de acțiune ale acestor forțe. De asta are sens ce spune Gabi când zice că unii plătesc să nu se schimbe și alții ar plăti pentru schimbare. Vezi asta din biserica anglicană, uite, căsătoria gay. Unii plătesc să nu se schimbe, știi, să mențină perspectiva aia conservatoare, care ar fi
nu știu, mai fidelă Biblie, să zicem. Alții nu, vor, hai să... Poate asta NFT se aproximează mai bine voința lui Dumnezeu, să zicem, știi, poate ăia s-au înșelat și au scris sau cu nu știu de. Dar conform ceea ce a spus Friedman acum două capitole, mi se pare ok, hai să lăsăm piața liberă să funcționeze aici. Să vedem cât de mult sunt dispus să plătească oamenii religioși să nu se întâmple căsătoria homosexuală. Ne-au vreo 5-6 capitole. Da, și o să vezi că după un an, doi, încep să, păi iar mai trebuie să cotizez la lucrul acesta care împiedică homosexuală. Nu sunt așa sigur, e posibil că e mai puternic sentimentul, știi? Depinde. E vorba de o chestie religioasă. Când ai rate, când ai nu știu ce și mai vine așa la și zice, uite că eu mă lupt pentru tine. În lumea ideală n-ai avea rate. Da, nu. Ba da, plus că nici nu e chestie coercitivă. Nici nu e chestie coercitivă. E o regulă adventiștilor, știi, a unei comunități religioase, știi, care își pun problema. Domnule, ce facem? Acceptăm și pastori femei? Nu acceptăm? De ce nu acceptăm? Bine, și aici ca o colitură, mă gândesc de multe ori că când oamenii s-ar respecta între ei, ai avea comunități care ar avea niște valori tari pe cât un subiect și ar face natural așa pe unii care nu sunt în consens să se mute către o comunitate cu în care e consens. Păcând astăzi există genul ăsta de înclinație spre diversitate, să nu se gentrifice o zonă, și din cauza că ai statul care îți dă reguli din astea în care sigur ai dreptul să te muți oriunde, nu mai există comunicare adevărată între vecini, comunități pe diverse valori. Eu zic că ce dacă românii nu împărtășesc anumite chestii? Adică ai câteva chestii conflictuale, uite cum sunt chestiile astea culturale, în America, poate și la noi. Dar în general sunt, adică e o diferență între români și iranieni, știi, ca toleranță. Eu zic că sunt mai toleranți românii. Sunt. Nu, dar cred că ce vrea să zic Alex este așa. Doamne, înainte ca statul să intervină cu forța în comunități și să stabilească reguli, se cer nii, se adune. Da, se cer nii, oamenii când sunt liberi să se adune voluntar, da, nu se apucă, eu mă căsătoresc cu un negru, mă căsătoresc cu un american care nu se duce la biserica noastră ortodoxă, nu dă pomeni, nu dă acatiste. Să strâng așa. Poți avea coeziune și pe chestii coercitive. Uite, mă uitam azi în sondajul la taxarea progresivă. Peste 70 și nu știu cât. Români vor taxare progresivă. Ai chestia asta. Asta confirmă și ipoteza aia ce spuneam eu, că sunt mai liberali politicienii decât grosul populației. Că uite, totuși țin. Ce sondaj e ăsta? Nu știu, era pe Libertatea. Un articol. Unde era? Ebert, cred că l-a făcut. Ebert, Fundația Social-Democrată. Nemțească. Deci nu e atât sondaj. Nu, oricine l-ar face, eu zic că scoți. Nu, cred că scoți 70%. În Germania scoți 110%. În Germania, deci germanii trăiesc sub sistemul ăsta, lor le e greu să-și imagineze altă lume oricum ar fi. Deci până la cota unică și nu a trăit într-o țară ca afară, deci nu e. Da, am avut. Și există și locuri unde dacă cineva dorește să scape de gura satului și să nu mai accepte îngustimea și habonicia populației rurale, se poate muta într-un oraș de ăsta mai cosmopolit unde toleranța față de idei noi și de diversitate, da, este mult mai acceptat. Și de ce există toleranță în oraș? Din cauza că interesele sunt altele. Da. Oamenii se adună acolo să-și vadă de treabă, să facă afaceri, schimburi, producție. Nu-i interesează că ăla are nu știu ce în cap. Da. Ok, ți-ai făcut treaba, Doamne ajută. Da. Aici sunt altele interesele. Da. Și s-ar aduna pe interese. Și nu numai, uite, gândește nu la chestii monetare, gândește la lucruri simple. Nu trebuie reguli în oraș. Da, o fată, de exemplu, la sat, zicem că vrea să căsătorească fără acceptul părinților, ar fi de râs, deci 10 ani de zile n-are și din gura satului.
Da? Pe când la oraș nu întreabă nimeni, da, cu cine să însoare și cu, cu cine să mărită. Care e problema la oraș? Că nu mai te știi cu așa multă lume, nu? Interacțiune mult mai abstractă. Sunt alte, da, lucrurile astea sunt lucrurile de tip care contează la sat, nu mai contează aici la oraș. Lumea nu mai dă importanță la astfel de lucruri. Dă însă importanță altora. Eu da? Zice că și aici contează, că trebuie delimitat altfel, știi? Prietenii de pe Facebook, adică nu mai... Da, da, da. Poate nu mai atât de geografic, știi? Bine că și aici ai vecini. Dar nu, da, da, nu mai faci revelioane cu vecinii, știi? Nu le faci, nu. Nu faci petreceri cu vecinii, nu faci revelioane cu vecinii, nu faci nu mai multe ceri, cu vecinii. Nu mai ceri zahăr. Da, dar uite, Mises și Hayek cred că priveau cu simpatie orașul. Mises zicea, sunt oameni care au venit la oraș la care nu sunt orășeni. Ei mental nu sunt orășeni. Au rămas tot cu mintea la coada vacii. Nu au... cum să zic, nu se adaptează la tipul ăsta de interacțiune abstractă, știi, interacționezi cu necunoscuți și ești tolerant față de necunoscuți. Păi da, dar s-a ocupat sistemul de învățământ să le educe copiii să-i facă orășeni. Pro generație să rezolvă. Da. Da, dar i-a făcut da. Orășeni etatiști. Că atâta a știut statul, săracu. Asta este, da. Săracu, da. Dar ideea e că s-a putut, adică n-ai avut da. O... E de discutat, e o chestie antropologică, domne, cât s-a pierdut, cât s-a... Eu mai degrabă da. Simpatizez cu orașul. Noi că zicea că nici n-ai fi avut filozofie dacă Socrate nu se plimba prin da. Oraș, știi? Nu, da. Eu mă referam mai la punctul lui Alex, și anume, într-o societate liberă, unde nu ai stat, oamenii se vor agrega în comunități asemenea. Da. Adică... Cel care vrea Coca-Cola sau heroină, da, nu poate în zona lui, va găsi locuri unde lucrul ăsta este acceptat. E, și în felul ăsta poți să-ți imaginezi și cum ar face legile. Exact. Iar eficiența economică sau gradul de fericire al legilor respective se va mola pe comunitate. Nu, scade conflictul, că tot am vorbit la Rothbard asta. Care era argumentul Rothbard? Tot îl reaște. Uh-huh. Îți scade conflictul, știi? Gândește să-ți decide un leftist ce să mănânci, să zicem. Ia puterea și trebuie să treci și tu pe iarbă, pe, să mănânci chestii vegane. În timp ce așa, pe piața liberă de segregare, știi? Te duci la ceva, e la altceva. Scade conflictul. Nici tu nu-l forțezi să mănânce carne, nici el pe tine. Și lumea își imaginează, vai, dar trebuie să avem un set unitar de reguli. Repetăm asta până la greață. Pe glob avem un set unitar de reguli? Nu. Ce se întâmplă? Păi ai linii. Depinde. Da, depinde. De nivelul da. De abstractizare de la care trăiți, da. Da, corect. Nu, dar zic, mă refeream la legi. Ai niște legi reguli generale. Formalizate. Și ai lucruri generale. Ai niște reguli generale. Uite, chinezii. Uite, sunt bune ale. Recunosc că anumite lucruri sunt crimă, știi? Eu zic că da. Ei, recunosc, dar oare să... Nu ale de stat, da. Dar oare să, exact, dar oare să se comportă așa? Nu prea, mereu. Adică... Nu, dar cred că sunt niște chestii care țin de natura umană, știi, se duc în oriunde. Da, dar după aia, când vrei să formalizezi legi, să, dar cum să scrie, cât să fie pedeapsa, chestii din astea, poți să-ți imaginezi un peisaj în care ai treceri, nu? Între câmpie, dealuri, hai, munți, hai, sunt hai. Lucruri diferite și între oameni la fel. Sunt oameni care vor, e un cartier de studenți, acolo o să fie, te aștept să fie mai multă chirăială. Că asta vor ei. Da, nu o să ai un moș nebun care stă acolo da, și... depinde la ce te uiți. Face da. Plângeri mereu. Depinde. Eu mă gândeam la asta, că există totuși niște chestii da. Care alea sunt. Știi, oamenii se îndrăgostesc, nu știu ce, mănâncă, adică sunt... Ăsta e omul. Și cheia aici ar fi că pentru astea nu-ți trebuie legi. Pentru că oamenii că oricum le fac. Asta e încă o chestie. Există legi care pur și simplu costă așa de mult... impuse, mai bine ar fi fost fără. Da. Deci la eficiență economică. Bine, ai adus aminte aici de penalități. Și mă uitam cum când spune el, ok, o metodă, asta poate ne dă și o metodă de a calcula penalitățile pentru o chestie simplă precum un furt. Aha. Și dacă, de exemplu, care ar fi scopul legii din punctul de vedere al economic, legii împotriva furtului. Deci furtul în sine produce pierdere de utilitate. De ce? Pentru că altfel ai schimba.
dacă tranzacția ar fi în interesul amândurora, tranzacția în cazul de față fiind furtul, dacă ar fi în interesul amândurora, s-ar produce un schimb. Uh-huh. Da? Pentru că nu se produce un schimb și se produce o deposedare de proprietate fără voința uneia dintre părți, asta înseamnă că, culmea, contraintuitiv, hoțul, cel care a furat mărul, îl valorează, de fapt, mai puțin decât proprietarul. Sau cel puțin îl valorează un pic mai mult decât l-a costat cu el să fure. Da, okay, sau așa, da, corect. Corect. Și atunci ideea este că dacă vrei ca legea să încurajeze schimbul și nu furtul, uh-huh, trebuie să îi ridici acestuia consecințele, costurile posibile pentru acțiunea de a fura. Și și poți să faci niște calcule aici. Și Friedman se apucă și face niște calcule. Zice că într-o primă fază îi se pare normal ca despăgubirea către victimă să fie fix valoarea furtului și atât. Dacă ești în stare să-i prinzi pe toți. După aia, exact, el o moderează cu faptul că stai puțin, că asta o rezolvă problema victimei, dar nu, dar oare îl demotivează pe hoț de la mai fura? Și răspunsul este, l-ar demotiva doar dacă ar fi prins 100%. Pentru că altfel, dacă el fură de 2 ori și e prins doar o dată, sau de 5 ori și e prins doar o dată, sau de 6 ori și e prins doar o dată, iese pe profit, iese pe plus. Ce se întâmplă acum? Da. Și atunci, fură de 10 ori, e prins de 2. Și atunci Friedman spune o chestie care mie mi s-a părut foarte deșteaptă. Zice, mărimea pedepsei este oarecum dictată de eficiența poliției. Cu cât ai poliția mai ineficientă, cu atât trebuie să faci pedeapsa mai mare. Adică dacă îl prinde o dată dintr-o sută, păi e de 100 de ori valoarea furtului ca să o dată. Deci cum prezici înainte? Și pe măsură ce poliția devine mai eficientă, poți să scazi și pedepsele astea. Într-un fel, așa poți să explici stimulentele agenției de prevenție, de protecție. Dacă agenția e o formă de asigurare, trebuie să-ți plătească despăgubiri, practic toată ineficiența agenției de tip de poliție ar scoate din buzunar, ar pierde bani și atunci poți să ai o problemă din asta socială în care zici, păi toți sunt ineficienți, ne uităm la poliția, luând poliția de acum ca exemplu, zici, păi nu o să apară agențiile astea pentru că e foarte greu să-i prinzi, toți ar da faliment. Și atunci n-am putea să avem servicii private. Totuși, să cam, repetăm cam, că nu prim, n-ai voie să concurezi. Poliția, cam cât prinde? 5%. Ei, na. Da. I'm. Asta e un studiu pe care l-am auzit despre poliția din Franța odată. Aola, aia franceză care e. Care e, da. Și înseamnă că asta? Aveau 15% și după aia au schimbat o reglementare, asta anecdotic așa, au schimbat o reglementare în care simpla posesie de nu știu ce iarbă era un lucru pe pentru care puteai să fii arestat. Și după aia, dintr-o dată, le-a crescut eficiența la 30%. De ce? Pentru că au prins pe tot felul de oameni de ăștia mici și au zis, am crescut arestările, e incredibil. Și le-a crescut statistica super. Dar, în fapt, era aceeași. Încă un principiu pe care Friedman îl semnează aici este dacă. Deci de ce mergem pe chestie utilitaristă în calcularea unei eficiențe economice a creierii de legi? Pentru că știm că atunci când am lăsat piața liberă și schimburile voluntare să creeze legi, ele vor duce spre legi foarte eficiente economic. Dar neputând să deduc din principii deontologice, din libertate și schimb voluntare de legi, o iau pe calea asta ocolită, utilitaristă, ajung la niște legi și el zice, cam așa vor fi și legile care vor ieși din piața liberă în urma unui proces de trial and error. Da, și nu vrea să ocolească
conflictele pe care le simte el cu principiile libertariene. Și zice, hai să, da, ia să vedem, din schimburi ar putea să iasă? El zice că da, oamenii ar plăti, s-ar evalua în felul ăsta economic. Da, bine, mă rog, mie nu mi se pare, adică mi se pare că joacă cu niște aproximări foarte, foarte, foarte grosolane, da. Adică ce n-ar fi? Ce... El construiește aici un caz, dar zice hai să luăm utilitatea, dar nu luăm utilitatea, că o luăm în aproximație, după aia o calculăm financiar, dar știu că banii au altă valoare, deci trebuie să discutăm cumva în mediu. Asta zic, din aproximare în aproximare în aproximare, că principiul lui... Da, e plecat la piață. Basically, e plecat la piață. Poate fi. Deci ca utilitaristul poți să zici, domnule, nu-ți ofer perfecțiune, dar îți bifez preferințele majorității. În general te rezolv. Ca utilitarist. Stai. Deci, discutăm. Păi da, asta. Da, exact. Deci faci o lege bună în general ca să-l amintim și pe humor. Uite, dacă te gândești la argumentul, să zicem, utilitarist, anti... taxe vamale, știi? E clar că pierd producătorii autohtoni, dar argumentul utilitarist e, uite, vor câștiga consumatori și în mare e mai bine. Păi hai să luăm apărarea. Deci ai putea să zici că dacă funcționează așa un sistem de produs legi, păi bogații și-ar cumpăra ce legi vor ei și-ar deveni și mai bogați, și mai hapsâni, și mai nu știu ce. Pentru că știm statistica că 1% din bogați au mai mulți bani decât tot restul populației. Deci chiar dacă restul populației s-ar aduna, cum mai zic eu, să se adune toți și să lupte cu bogații. De fapt, eu am zis de-a lungul timpului că să nu se lupte cu ei, ci să le întoarcă spatele. Nu mai folosim banii voștri, tu ești bogat în dolari, dar noi nu mai folosim dolari, așa că da, și la victoria bogaților, poți spune so what, știi? Dacă le întrage o palmă și o să-mi mulțumim să-mi dea 5.000 de euro. Eu sărac de pizza. Păi nu ți-ar da 5.000 de euro, că și-a făcut lege. El e bogat și-a cumpărat lege, da, și da, ți-ar da să... $5 și nu mai ești mulțumit. Nu, mai are clienți și oameni săraci, știi? Și au un cuvânt de spus. Dar ți-am zis, ar putea fi de acord, știi, cu... Și-a trece legea să-mi dea 5.000 de euro, știi? Ok, nu face părnaie sau nu știu, dar sunt ambele, cum ar zice Ferdinand, ambii sunt mulțumiți. Sunt bogatul și... Mai ridică un punct de vedere. Da, punct de vedere aici, Friedman. Zice, domnule, un dolar pentru un bogat nu are aceeași semnificație. Asta am zis și eu, că banii nu sunt... N-au miros. Banii n-au aceeași semnificație. Și dacă am luat 10% din banii bogaților și am redistribuit săracilor, am crește overall happiness. Da, dar, mă rog, utilitarist, redistribuția e okay. E foarte intuitiv, dar banul are valoare invers proporțională cu acumularea lui. Cam asta e. Da. Asta nu, e tot. Nu, dar ce e plauzibil, uite, și în școala austriacă apar argumentele astea, că nu există util, că de unde știu eu că pentru un bogat e un euro mai valorează mai puțin. Poate e Hagi Tudose ăla și valorează mai mult. Pleacă după fiecare cent. Da, da, da. Ori eu tind că în general, că vorbeam în general, cred că avea dreptate Friedman, știi, că nu donez oamenilor bogați și că un om bogat valorează un euro mai puțin decât unul care cerșește. Adică are un point aici față de Rothbard sau alții, știi, care insistă pe chestiile alea, calcule. Păi cum fac calcul de utilitate? Că nu există util. Ok, prin mulțumire, știi, sunt mulțumiți 5 milioane, sunt nemulțumiți 2. Așa fac calcul. Păi da, dar nemulțumirea aia a doi poate e mai... Ok, dar noi am mai vorbit de-a lungul timpului că ai putea să... Din nou, asta e doar părerea mea. Eu cred că ai putea să derivi principiile libertariene pe cale logică. Deci mi se pare că poți să observi. Deci din natură poți să observi, să cunoști din ce în ce mai multe lucruri și să le derivi logic, cred eu. Deci cred că nu trebuie să te fundamentezi pe... Nu se rezolvă anomaliile alea. Logica ce zici? Hai să ne uităm în natură. Și într-adevăr funcționează. 99% din caz funcționează. Dar apar alea cu asteroidul, cu nu știu ce, cu poluat. Uite, nu le... Și nu stați, fii atent, nu stați de excepție. Eu mă refer la războiul și poluarea sunt destul de răspândite. Deci nu sunt ca moșul cu dispozitivul. Sunt. Ce-și propune... L-am spus la început. Deci, Friedman în capitolul ăsta nu-și propune, domne, uite că am
procesul de obținere a unor legi pe care ar trebui să le avem. Nu, nu, nu-și propune să stabilească principiile după care legile respective sau care e mecanismul, da, da, și prin care ajunge. Prin acest capitol, el dorește să obțină, domne, uite, drepturile de proprietate XYZ pe care le-am dori, pe care ar trebui, pe care le-am dori să le avem pentru a maximiza utilitatea generală. Deci asta, la asta răspunde el în capitolul ăsta. Bine, aici Robert poate să spună, ok, și ce e atât de nobil despre voința majorității? Uh-huh. Exact. Că tot mai cu... Păi voința majorității poate fi nasă, îi executăm pe unii, știință. Uh-huh. Roșcații, din exemplu... Nici el nu spune că e voința majorității, deci... Dacă e utilitarist, nici mai trebuie să o spun. Nu, spune așa că... crește utilitatea, știi? Dacă crește utilitatea, se va face. Eufemisme. Nu, dar întrebarea e, uite, cum zice și Rob, de ce se pune consecințele alea? Că tu zici că nu faci, nu vorbești despre bine și rău, ok, hai să nu mai vorbim despre bine și rău. Cum sunt acele consecințe? Păi sunt bune. Deci vorbim despre bine și rău. Nu, tu ca economist nu trebuie să mai discuți despre bine și rău. Tu ca economist vezi doar cauză-efect și fără să stai cu părere. Șapte mai mare decât cinci. Mai, da, așa da. Mai ai un punct aici. Că dacă depinde pe câte vreme măsori lucrurile astea, să zicem că nu vorbești de bine și rău, vrei să vezi doar ce preferă oamenii. Dacă te uiți pe termen scurt, natura umană ne informează că oamenii s-ar putea să aleagă greșit. Asta nu înseamnă că ăla e un lucru prin proxy evaluat ca fiind bun. Da? Deci poate să aleagă greșit, poate să aleagă greșit socialism mai mulți ani. Bine, un utilitarist ca Hess din Mises sau nu știu ce, sau poate și Friedman s-ar spune, ok, te uiți la consecințele pe termen lung și pentru toți oameni, pentru majoritatea oamenilor. Mm. Nu pe termen scurt și pentru niște grupuri. Înțelegi? Așa te-ar critica. Dacă luați niște subvenții, de exemplu. Păi nu, că astea sunt consecințe sectoriale și pe termen scurt. Uite de la alea pe termen lung și... Da, dar vezi, mie mi se pare că cum își face niște... își face niște complicații, trebuie să ai grijă. Păi da, da, trebuie pentru o majoritate. Câte o majoritate? 80% din populație sau 99%? Stai, pe termen lung. Deci trebuie să tot precizezi chestii. Păi când dacă ai un principiu al non-agresiunii asupra proprietății private, toate celelalte decurg. Nu trebuie să mai precizezi chestii. Da, da, ți-a zis de ce faci asta. Decurg, dar e automat. Adică tu când iei un principiu, tu presupui că principiul ăla se aplică pentru toată lumea, da? E universalitatea principiului. Uite, asta e principiul, el este universal. Se aplică tuturor, în toate cazurile, pentru restul timpului. Mm. Și în trecut. În toate. Da? Păi la fel și principiul. Deci să fie observat. Asta înseamnă principiul. Nu, asta înseamnă principiul universal. Da? Altfel nu e principiul. Da. Altfel e așa, o chestie. O scriem și noi o acolo. Deducție, o chestie, da. Eu zic că asta e valabil și pentru utilitarii și pentru principiul ei. La fel îl aplică și el. Păi da, problema cu principiul în sine este că universal tot înseamnă și că e lipsit de subiectivitate. Lucruri care e greu la oameni să fie lipsit de subiectivitate. Iar, ba da. Iar, NAP e universal și e subiectiv. E subiectiv în sensul că nu vine din obiectiv din natură. Uh-huh. Și niște oameni l-au teoretizat și alți oameni îl urmează. Normele vin, sunt subiective, știi? Nu în sensul de arbitrare. În sensul că vin de judecățile de la oameni. Judecățile de valoare nu sunt decât singura parte care este subiectivă din NAP vine din definiția agresiunii. Dar nu există, am mai zis odată, este imposibil să construiești o situație în care tu preferi să fii agresat. Pentru că dacă agresiunea este împotriva voinței tale, tu nu poți să preferi ceva care e împotriva voinței tale. El este construit consistent. Adică odată ce ai preferat un lucru, ăla nu mai e o agresiune. Chit că e o violență. Nu, asta vreau să zic. Da, asta. Da, dar rămâne subiectivitatea în sensul că orice valoare, că era NAP, că era teoria raselor, că era, nu contează ce. Valorile sunt subiective. Nu înseamnă că sunt arbitrare. Uite Rorty să citesc dintr-un postmodern, că tot nu-mi plac postmodern. El zicea că civilizația înseamnă să înțelegi relativismul regulii și să crezi în ea totuși, știi, să fii... Înțelegi? Să crezi cu fervoare. Deci cum să crezi dacă știi că e relativ? Cum adoră libertarienii la NAP, știi?
Uite, și chestie culturală, un artefact și fizicienii folosesc legile lui Newton, care chiar dacă știu că sunt obsolete. Păi dar nu sunt obsolete, sunt doar o parte. În primul rând nu sunt obsolete și în al doilea rând sunt perfect valide în interiorul unui anumit sistem de referință. Asta e, iar în interiorul sistemului respectiv de referință, ei le folosesc. Deci atracția corpurilor nu există. Există doar faptul că pici te ții în curbura spațiului, da? Conform teoriei lui Einstein și Pământul e așa. Deci fundamentalul lui Newton nu e adevărat. Faptul că dă... Cum l-a zis el, nu. Pe distanțe scurte. Dar mecanisme, înlănțuirile sunt aceleași. Deci tu dacă el mergi... El le-a observat bine. Evident, tu dacă mergi acum de aici până la Ceaira Vlaicu cu mașina 30 km pe oră, conform legilor Newton, el nu-ți crește masa. Pe când, într-adevăr, îți crește masa cu 0,00001%. Deci, pentru că ești în mișcare. Pentru că ești în mișcare. Da, da. Dar nu percepi. Deci este greșită formula aia că... A lui Newton. A lui Newton, da. Faza că este că pe pământ nu, efectele ei nu contează. A, că nu le vezi. Da. Dacă nu le vezi, nu înseamnă din că nou, care nu tot nu ne-am înțeles. Ești în același sistem de referință, da? Deci, pe pământ, forța egal cu masa ori accelerația. Am înțeles. E greșită formula. De ce? Pentru că este altfel, este... Trebuie să faci și viteza luminii în calcul aici. Masa ta se schimbă în momentul când mergi. Nu rămâne constant. Da. Dar după aia scade. Vreau să zic. Nu, stai. Da, stau. Se poate schimba masa. În ce sistem de referință se schimbă? În toate sistemele de referință se schimbă. În momentul când ai plecat, eu când merg așa cu mâna, aici se schimbă masa, mâinii mele. Poate puțin, dar se schimbă. Și Newton a zis că nu se schimbă. Nu se schimbă masa. Masa e constantă. Interesant. Exemplu. Ok. Pornește de la... Da, dar ce vrem noi să zicem? El pornește de la chestii fundamentale de tipul atracția corpurilor. Două corpuri se atrag. Pe asta încerc să spun. Nu se atrag. Suntem într-un anumit sistem de referință. Da? Ăsta, e ca și cum mai zice... Ăsta al realității palpabile. Da? Ăia cum e... Sistemul ăla cu corpurile cerești în antichitate, care făcuseră niște sisteme și le dădea până la urmă cum se mișcă Marte și Jupiter și toate alea. Așa. Dar erau niște chestii care dintr-o, cum să zic, din nimeralele au. Nu chiar din nimerale, ci din observație și periodicitate, pentru că dacă toate se învârt, în jurul unui singur punct, punct de observație, da, de pe care urmează să observi toate astea dintr-un sistem, vor da o anumită periodicitate. Da. Și probabil nu le ieșea. După 30 de ani, 40 de ani, le dădea strâmb. Trebuiau să schimbe modelul pentru că încă nu aveau destule date. Da. Încă nu aveau destule date. Dar astăzi, dacă ar fi ținut modelul, că e vorba de modelul Ptolemei, problema respectivă era faptul că pulseseră Pământul în centrul sistemului. Centrul universului, da? Așa și Newton n-a luat în calcul. De bine am înțeles că n-a luat în calcul, dar lasă-mă să termin ce vreau să spun. Da. Masa, care se schimbă în sistemul ăsta de referință al realității palpabile pe care l-a modelat Newton, îți generează vreun efect din punct de vedere fizic? Schimbarea mesei, că tu dai cu mâna prin aer sau noi mergem cu 30 km la oră până la Vlaicu, care este efectul? Măsurabil? Nu, e măsurabil. Deci, din nou, te mai întreb o dată. În sistemul de referință palpabil, faptul că ți se schimbă masa mâinii când o plimbi prin aer, îți generează vreun efect? Nu. Asta... Deci, dacă este transparent, funcțional. Dacă nu-l vezi, nu înseamnă că... Dacă într-o pădure... Stai. Eu mă gândeam că poate vrei să-mi zici, domne, hai să ne ducem la judecător și vedem cu... Câte kilograme mai dat peste un punct. E așezată chestia asta, că uite și Popper zice asta, că Newton pentru atunci când obiectele se mișcă cu viteze mici, e valid explicat. Da. Păi, dar nu e asta, zice. Asta e tot, da. Știu că asta zice. Păi știu ce zice, că nu, că totuși sunt diferite. It's good enough. Nu trebuie să intri în toată fizica. Nu, era vorba despre replica ta, știi, cu să apreciem relativitatea principiului. A, regulilor. Așa și eu, da? Nu mă țin după regulile la lui Newton, că este, domne, asta este
un principiu absolut, aplicabil oriunde, universal, nu știu. Dom'le, trebuie să mai adăugăm. E o chestie relativă, da, totuși, în anumite situații. E aplicabil la sistemul de referință, da. El se aplica și și corpurilor cerești. Și știm bine că la Mercur, da, dădea erori până când a venit asta lui Newton, lui Einstein. Nu, schimbi. Vezi că încurci două chestii diferite, dar o lăsăm așa deocamdată, da. Și revenim în privat. De nume islandezi acum? Da, păi nu prea mai aveam, mai era ceva la... Nu. Ah, stai să mai zic totuși. Nu. Deci care e diferența între oamenii ăștia doi? Uite, el mergând pe urmele lui Coase Freeman spune că e important să reduci costurile tranzacționale. De exemplu, dacă vrei să poluezi pe undeva, ce înseamnă un cost tranzacțional? Un cost care e atașat unei tranzacții. Eu trebuie să-i conving pe aia pe acolo. Sunt 3.000 de oameni, am costuri tranzacționale mari. La fel dacă fac o autostradă. Dar că eu colesc pe aia pe acolo, iar trebuie să vorbesc cu ei, să nu știu ce. Cum pot să evit aceste costuri, să intru peste ei. Trec prin casele lor și am rezolvat problema. Care ar fi diferența între Rothbard și Friedman? Că Rothbard zice, păi și ce dacă am costul tranzacțional? Îi poluiesc pe aia, intru cu bocancii peste ei, știi? Nu e respect de proprietate. În timp ce un Friedman ar fi mult mai deschis. Uite, da. Un tren care trece pe lângă niște livezi. Dom'le, un tren înseamnă progres. Mergem și noi cu progresul. Și asta s-a și întâmplat, știi, istoric. Tehnologia în secolul XIX și uite, nu mai scăpăm de ecologiști, știi? Care au un point aici, că s-au încălcat drepturile, chiar dacă ei nu formulează așa, da. Îi spun capitalismul. Da. Din cauza că, să ținem exemplul ăsta cu trenul, așteptarea și în cazul ăsta, tot așa economic, ar fi fost ca ăla cu livezile să-l plătească pe tren să nu polueze. Și ăsta cu trenul n-a putut fi oprit de-a lungul timpului din cauza probabil unor reglementări de la stat. Și lumea e supărată pe capitalism că l-a avut reglementări de la stat. Pentru ei nu contează drepturile de proprietate. Ele vin, sunt derivate din eficiență. Dacă e mai eficient să polueze la să ne dăm la gească trenul, da, e, pentru că na, are alte, zbifează alte obiective. Civilizație, industrializare, nu știu ce. În timp ce rodace, nu pot trece pe asta. Și ce dacă are costurile tranzacționale? El o dă pe asta cu teoria lui Coase și teorema lui Coase și tranzacții și, mă rog, costurile tranzacționale ca răspuns la problema riscului. Problema pe care am discutat-o în capitolul precedent cu avionul. Mm-hmm. Avionul care decolează îi expune la un risc pe toți cei din jur, din raza de acțiune. Da? Și dacă este inacceptabil să, conform teoriei doctrinare, da, să expui pe cineva la un risc la care n-a consimțit, atunci ăla nu mai poate să mai decoleze cu avionul și așa mai departe. Până când n-are permisiu, problema asta, așa o rezolvă el, o reduce la și restul sunt derivate odată ce accepti ideea asta. Dar trebuie să ai în vedere și asta. Uite, chiar dacă îți rezolvă cazul, anomaliile alea pe care Rodbatia nu le rezolvai, ai și situația asta în care intră peste tine. Păi de ce? Păi facem autostrada nu știu care faci niște calcule, știi, uite cât aduce investitori, aduce nu știu ce, știi? Mm-hmm. Acolo e casa unui moș de rămasă, știi, deci intră. Păi nu pune problema așa, spune că tranzacțiile, nu, spune că tranzacțiile respective oricum ar trebui să fie voluntare. Nu, that's the point. Asta e drama. El zice, stai, nu trebuie să fie voluntar. Deci atât am întors-o, Friedman, încât de-aia te încurci. Deci el nu zice că s-o obligă. Pentru Rothbard trebuie să fie voluntare. Ori diferența specifică e că asta, eficiența, contează și în alea coercitive. Ca să se facă acea chestie. Da, numai că dacă ți-ese calculul, mergi pe coerciție. Numai că Friedman zice, cum să alegem? În loc să alegem pe principiul libertarian, uite, am putea să alegem pe principiul economic. Și el zice, oamenii ar putea, că zice undeva, zice, oamenii ar putea, voluntar, să ajungă la genul ăsta de a lua hotărâri. În general, ar calcula și pune și moșul nebun și ăilalți toți ar calcula, mai bine îmi vând asta pentru că să câștigă mai mult în agregat, whatever.
Da, dar pe principiile lui s-ar selecta și el ar fi de acord sau ar trebui să fie de acord. Într-adevăr, să treci peste ăla sau în carantină, uite, nu l-am urmărit. Dacă faci calculele astea, da. Crimea n-a fost anti-restricții, nu știu ce. A fost. Și aici putea avea un dăsta de utilitate. Domne, salvăm câte milioane de vieți salvăm, prin urmare, vaccinarea trebuie să fie obligatorie, restricțiile sunt bune. Da, păi... vezi, și calculele astea trebuie să fie sigur că trebuie să dea. Nu, dar trebuie să dea. Adică... Unul că trebuie să dea, nu, dar trebuie să verifici întâi fundamentul, că dacă zici salvăm vieți, pare deja că e clar, dar e clar că le salvezi? Păi nu e, stai că pentru Friedman am stabilit deja la capitolele precedente că de asta el se ofilează de termenul de utilitarist. Da. Da. Pentru Friedman nu e de ajuns să salvezi vieți. Trebuie să salvezi multe, da. De la milioane păi în sus. Păi, nu, da. Păi asta zic că nu prea dă. Ecco. Nu prea dă. Hai să zicem că ar da, nu mai intrăm în discuții despre vaccin și mișcă. Să zicem că da, ea trebuie să zică da. Păi clar, asta da. Zic, păi asta, asta e conflict. Faza, dacă ar da, poate că ar zice. La el e un conflict între inima lui care e deontologistă și rațiunea care e utilitaristă, încearcă să facă. Ah, interesant. Pentru că are nici altă problemă, da. No. Noră. Okay. Că și la război, uite că revenim atunci, capitolul 3. Pe Islanda, uite. Bine, care bun. E... Înainte să trecem la Islanda, în caz că nu l-am... explicat destul, puneți mâna și citiți capitolul ăsta, poate înțelegeți ceva mai multe și ne scrie jos în comentarii ce ați înțeles în plus față de noi. Islanda. Nu, aolo, iar am uitat. Ai zic. Oricum, nu mai intercem. Adăugăm. E un om, Friedman e un om interesant, adică afli argumente noi, adică n-ai mai auzit, dar multe din astea nu. Mă gândeam la aia cu redistribuția. Cu redistribuția, de ce? Deci majoritatea economiștilor spun că e bună, că uite, ei l-au îmbogat și... De la sărac. Deci da, și dai la un sărac. Se zice că sunt două argumente. Primul ar fi ăla că ăștia nu prea câștigă din extracțiile astea. Din jocul politic, da? Da, nu prea sărăcina. Și e și al doilea că pierdem bani tot licitând, să zicem, licităm pentru... Suntem asfaltanți și tot... Să facem, ne investim în partide, știi? Da, ce-am vorbit data trecută, plătește ăla, da. Și tot pierzi bani, da. Da, și ideea că, adică vreau să menționez și argumentul ăsta. Adică argumentul lui cred că e, că irosim resurse, știi? Dacă ar fi mers strict pe piață, era mai bogat, avea mai mult. Și nici așa licităm, ce partide sunt? PSD, USR, nu știu. Hai să-mi fac și eu partid. Și eu cotizez, de unul câștig, știi? Dacă sunt unul mic și nu știu ce, doar... Iar niște asta bani aiurea, știi, de la strâns semnături. Acum mi-a venit mie o observație. Deci, de multe ori se face distinția asta între vai bogații și vai săracii. Există forțele astea în mod natural în economie, ca unii să producă valoare mai mare și să o concentreze în mai puține mâini. Ok, e în regulă. Dar nu e complet evident că într-o lume liberă economic, într-o piață liberă, nu ar fi toți mai ar avea oportunitatea, da, mai sănătoasă să fie, să nu mai fie săraci, ci să-și ridice nivelul de trai. Din cauza că acum observăm, ce am repetat în multe rânduri, că ai degetul pe balanță. Statul de multe ori zice, vreau să îndrept nu știu ce, și îți schimbă situația și nu e evident, dacă oamenii aia care sunt acum săraci, nu cumva sunt săraci din cauza statului. Ar trebui să fie liberi, să vedem că sunt pur și simplu... Din teorie. Din teorie, evident că sunt săraci. Din observație empirică. Din cauza statului. Deci dacă ți-ai ajumat, uite, ești lucrătoare în textile și ar trebui brutul e 30 de milioane și tu rămâi în mână cu 15, nici măcar nu trebuie teoria. Și că 15 milioane au mers pe alea 5 bunuri publice, știi, gratuite. Cum mai pierdem? Cum irosim resurse? Pentru că dacă licităm, să zicem, suntem asfaltangii și că știi tu, așa. Păi eu, noi cum pierdem? A, simplu păi fapt că ne costuri, plătim un avocat să... Sunt costurile tranzacționale. Facem, fiecare dintre noi facem un caiet de sarcini, facem niște research și... Nu, plus că nu ți amortizezi, dacă ești asfaltangiu, ai o grămadă de utilaje. Alea trebuie să le mai și amortizezi. A, da, trebuie da, să plătești, nu, da, nu trebuie doar să plătești rate la ele. Nu, dar să zicem că nu le iei înainte să nu se iei proiectul. Îți cere statul. În, dacă n-ai utilaje, caietul de sarcini. Ori tu trebuie să plătești și mă gândesc că așa are sens, știi? Da.
dai tu utilajele alea cât și alea rămân pierdere, da. Dacă tu nu... Trebuie să găsești ce să faci cu ele. Păi nu mai faci drumuri, că doar acolo se fac drumuri. Da. Deci sunt pierdute, trebuie să le reconfigurezi, să le revin, să le... Ia, cred că asta aveam în vedere. Adică și e... asta, da. Le războiul ăsta tuturor împotriva tuturor și în care, na, ca la loto, câștigă unul și restul... Bine, și mai e și cealaltă variantă pe care am discutat-o, da? Iau birocrații salarii? Da. E nevoie de ei? Nu. Ok, uite unde se irosez resurse. Hai, hai la Islanda, că nu mai... Hai, toată lumea în Islanda. Zi. Uite, eu n-am înțeles, deci... Sau care sunt părțile libertariene? De ce e relevantă Islanda medievală pentru... Nu tot evul mediu. Se pare că a avut doar vreo 300 de ani. Cât? Din 900 până 1200 și ceva. Nu știam cât mai mulți. Nu. Pe la 1300 s-a terminat distracția. A venit un rege norvegian care a susținut o anumită partidă, un chieftain de-al lor, da. Până când a reușit să fie marioneta regelui. Da, care sunt părțile? De ce sunt relevante astea? De ce sunt libertarii islandeze medievali? Era un sistem de asta de legi. De ce erau mai deștepți decât Iorgovan? Deci în primul rând, pentru că la vremea în care erau numai șefi și supuși, acolo ei erau opționali. În vremea în care peste tot erau regi, ăștia au plecat și au zis, hai să nu facem regi. Ăștia aveau proprietari privați care puteau să se alipească la judecători. Nu erau proprietari privați, dar erau oameni liberi. Ok, oameni liberi cu posesiunile lor puteau să aibă și proprietate. Da. Și era pe sistemul de abonament, da? Deci nu pe sistemul feudal, nu vreau. Nu pe sistemul feudal din care era pe continent la vremea respectivă, da, în care aveai lordul și țăranii care erau legați de pământ și plăteau taxe. Deci și plăteau taxe. Nimic, n-aveau nimic. Nu. Cum? Pe... Nu. Pe și regele ăla de care zicea? Pe care rege? La regele ăla cu părul lung. Păi ăla era din Norvegia care le-a stricat sistemul. Da, ăla era așa. Vine mai târziu, după aia. Chieftainii personal, da, erau antreprenori, erau oamenii care au construit primele temple, zice el, case de... Păi aveai mai multe agenții sau una singură? Ce? Aveai mai multe agenții sau una mai multe, mai multe agenții, da. Erau înțeles dintr-un pasaj că era una singură. Nu, câți băieți din ăștia, atâtea agenții erau. Erau niște grei locali și... Deci era descentralizat. Era anapoi capitalist în sensul lui. Era descentralizat și tu puteai să te muți de la un negustor tare la alt negustor tare. Nu ca Mihai Viteazu, Gabi. Nu? Cu frații Buzești. Da. Deci, dai tot felul de exemple. Da. Și un exemplu care mi-a plăcut mie și l-am reținut este că atunci când tu erai o victimă a unei agresiuni din partea unui bogat, un om puternic din poziție socială înaltă în Islanda, te ducea la un judecător, ăla zicea, da, domne, ai dreptul la 5 oi de la respectivul ca restituție, ăla zicea, fugi-mă de aici, nu-ți dau nimic. Puteai să-ți vinzi datoria asta unui alt om puternic. Okay? Ăla ți-o cumpăra, ok? Și ăla puternicul cu alt bogat cu poziție socială înaltă avea dreptul să ia restituția de la celălalt. Și se băteau ea între ei, știi? Aici îți place chestia asta ca mecanism de libertate de a face schimburi. Da. Dar chestia asta s-a întâmplat după Revoluție la noi, la restituții de case. Exact. Și erau moștenitori sărmani, nu-i apăra statul care trebuia să-i apere și să le dea înapoi casele și ei vindeau pe whatever, niște cenți la dolar, drepturile de restituția unor proprietăți. Da, da, da. Și asta poate să te oftice foarte tare, zici, mă, deci nu ce mecanism e ăsta? Nu mă oftică deloc. Dacă nu știi să-ți vinzi dreptul tot de proprietate de restituție, de fapt. Asta era eficiența, asta era calcul. Dacă tu asta ai vrut atunci să-ți vinzi pe trei beri vila din Polonă,
care vila din Polonia, atenție, care nu era încă în proprietatea ta, pentru că și asta e dreptul de... Și asta e o idee. Nu era sigur. Care, nu era sigur. Care trebuie luată în și cap. Cu Iliescu era cam nesigur. Ăia care au urmărit vilele astea, da, și au asumat costuri, că au fost costuri în instanță, s-au judecat cu statul până să ia înapoi toate și toate păgi. Proprietățile. Da, și păgi, etc. Da. Da. Okay, mă rog. au ieșit în profit. Dacă nu ieșeau în profit, dacă nu și asumau, nu făceau, știi? Bine, nu e sărmânia așa de tare. Ai putea să zici că au fost disproporționate profiturile, dar eu cred că vina e a statului. Pentru că dacă aveai mecanisme de piață, ei puteau să încerce să facă chestiile astea, ar fi cumpărat diverse drepturi, numai că piața ar fi echilibrat forțele mult mai sănătos, ai fi avut agenții concurenței care ar fi apărat dreptul mai mult. Nu știu ce înseamnă. Cred că venea un avocat. Pentru mine, din punct de vedere libertarian, ce s-a întâmplat cu drepturile astea de restituție de după 89 e perfect în cap. Adică statul nu te-a ținut să-ți faci. Puteai să-ți faci și tu dacă vrei, dacă aveai dispoziție. Ce anume? O agenție din asta de care să angajeze avocat să lupte pe legea 10 sau 18, mă rog. Da, adevărul este că vine unul la adică nu moșurete. Te oprea nimeni, nu trebuia să ai patalama de la asta. Tu ai dreptul de restituție la vila 17 din Polonă, da? Mm. Care valorează X. 10.000 de dolari. Ar putea valora X, da. Da. Uite aici, îți dau aici 3 beri. Îmi semnez aici. Vine altă agenție. Bă, vezi că îți arătă 3 beri. Știu eu, 10 sau 5, da. Îți dau 1000, știi? Dar ar fi reglat dacă ar fi fost mai multe. Dar probabil că... Aia asta e, dar eu de-aia dau vina pe stat. Că n-au fost mai multe. Păi nu, dar statul nu i-a împiedicat. Asta zic, ce a făcut adică statul... Adică un avocat obișnuit. Ce a făcut statul, mă, nu i-a împiedicat. Pur și adică simplu... crezi că statul a zis doar 7 avocate... Și la haosul de atunci. Stai, i-a împiedicat, eu cred că i-a împiedicat din cauza că toate jmecheriile nu puteau... Ori o mână de agenții să liciteze la un birocrat. Birocratul ăla, care avea putere de semnătură și de ungere a rotițelor, știa să cunoștea cu unul sau doi. Nu puteai să vii tu de pe stradă, nu te servea. Nu înțeleg despre ce vorbim. Vorbim despre cum toate lucrurile astea au fost făcute de stat. Restituția. Finally. Deci chit că tu făceai agenții, deci aveai oameni cu drepturi de restituție. Da. Făceai agenții că nu te oprea statul, dar după aia tu trebuia să intri la stat care să dispună restituția. Și intrarea aia la stat, acolo există niște chei pe care nu le-ai. Acolo limita statul numărul agențiilor. N-a limitat statul. Nu, dar n-aveai intrare. Nu, tu făceai agenție și te dădea afară. Deci dacă ar fi limitat... N-aveai trecere. Numărul avocaților, pot spune. Nu. Păi tocmai asta spun, că nu s-a întâmplat chestia asta. Dacă ar fi limitat, sau era limita... de capul meu, era ne aflam de la Haga, cum îi spune, în grădirea dreptului la justiție. N-a limitat oficial, a limitat-o, nu, limitarea că tu oficial. Să cunoști cineva. Nu contează toate proprietățile care s-au returnat de pe urma unui proces cu statul. Păi toate, nu ți le-a dat. Procesul cu statul. Nu ți le-a dat nimeni. Da, proces poți să începi și tu. Păi da, dar îl faci cu statul. Chiar dacă asta e, uneori mai dă și statul. Nu înțelegi ce zic? Toată lumea din piață, deci dacă ești în piața de avocat, de juridică, piața juridică, avocat, nu mai ești pe acolo, zic că ai câștig pe procese de restituție dacă IJK primește 10.000 de euro de la tine. Așa. S-au făcut costuri 15.000. Tranzacționale, doar ce am discutat despre ele. Așa? Da, s-au făcut 15.000 de agenții pentru a rezolva cazul pe asta să fie concurență. Da. Doar două au reușit să dea bani la aia 10. Restul, 14.998, așa, au încercat, dar a zis nu. Așa. Pentru că n-aveam... Nu contează suma. Nu că n-au dat bani. Dar nu înțeleg care a zis nu. Judecătorul a zis nu, păi nu picau la același judecător. Care a zis nu? Nu. E un birocrat acolo care îți spune... Păi nu e, asta încerc să spun, că nu e un birocrat acolo. Cum e? București e cine unul. Cine e? Cum mereu îl cheamă? Mereu. De la, deci casă de la judecător, da? Acasă. E unul mă duc acasă care îți dă, să zicem, timbru chiar sau ceva. Nu-l vezi. Până nu e timbru la nu, sau ceva. E unul. Azi îl vedem și noi. Ai interes? Da, mă, dar se duce acasă, nu lucrează în schimburi, poți să treci pe lângă el. Nu e unul.
Asta spun, nu există un punct, nu există un punct central de acces la justiție. Ce dracu? Nu, sunt mai multe. Nici măcar în Focșani sau într-un oraș de ăsta de 5 oameni. Nu există un punct central în care trebuie să treacă toată lumea ca să facă acces, să dea în judecată statul. Sunt 3 în schimb, da? Sunt 3 în schimb. Tu iei apărarea acum a statului și știi, am vorbit de 7 ori până acum. Deci nu e vorba de un om sau un punct, ci e vorba de un inel de birocrați. E o sită. E o sită, da. Deci sita? Avem o conspirație de birocrați la stat. Da, da. Chiar. Bun, dar asta nu înseamnă, înseamnă că statul te-a împiedicat. Asta înseamnă că o mână de birocrați te-a împiedicat. Birocrația fără... Nu, pentru că birocrația nu-s puși acolo cu scopul ca să te împiedice pe tine. Asta încerc să spun, că scopul lor nu e ăsta. Ei au o putere disproporționată. Grație statului. Grație statului, da, dar... Cum îi spune? Ea este incidentală. Da, înțeleg. Da? Că ei sunt acolo și pentru restul proceselor. Nu sunt doar pentru procesul. Este incidentală? Ok. Ce? Este incidentală. Dacă ei se comportă ca statul, e stat? Mă rog, da. Dacă ei scriu legile. E asta zic. Că eu în situația asta vedeam o împiedicare a statului atunci când ai o lege de la el care ori îți limitează numărul de acțiuni în instanță pe legea asta pe care poate să le iniți, dar n-au fost, pe care poate să le facă o anumită agenție, un anumit avocat, o chestie de genul ăsta și văzut ca o limitare legală, dar asta n-a existat. Da. Și limitarea numărului de avocați o limitare. Păi da, dar nici asta n-a existat. Cum n-a existat? Nu! Se face oricine avocat după revoluție? Da. Și fără studii juridice? Nu. Deci aici stai. În contextul acestor procese, da? Ok, stai puțin. Eu nu voiam să zic că ai avut o problemă sistemică. Ci voiam doar să explic cum s-a întâmplat în fapt. Nu, da, ci vreau să în spun... În fapt ai avut sita aia. E că din punctul ăsta de vedere, toată lumea a avut sita aia. Sita aia a reprezentat un obstacol extern. N-au fost unii mai privilegiați decât alții. Din punctul ăsta de vedere. Adică toată lumea putea să se ia și să-și facă relații cu sita aia. Că vorba aia, banul deschide uși. Și cunoștințele... Ce de asta mai aveam? Yes, okay, ce de asta mai era? Mie mi-a plăcut aia cu l-am omorât pe nu știu cine când trebuia să declari. Dacă declarai, erai mai... Da, revenind la Islanda. L-am omorât pe Ragnar, nu știu, dar care era ideea? Că dacă anunțai, erai mai puțin... Ideea era așa. Mai puțină suspiciune. Că ai... Da, nu erai... Deci, nu erai criminal, erai doar ucigaș. Cel care a executat omorârea. După aia se judeca. Dacă fugeai, pe circumstanțe, dacă spuneai. Întinge un criminal, nu anunță. Era o chestie de onoare. Dom'le, s-a întâmplat asta, l-am omorât pe ăla, avem de gând să ne explicăm. Păi și aici, dacă unde ar fi paralela cu lumea de azi? E vreo nu e, nu? Nu e nicio paralelă. Păi nu e paralelă cu lumea de astăzi, e paralelă cu un sistem libertarian. Da. În care păi și acolo anunță, așa. Să presupune că... Păi, l-am omorât pe... Poate ar apărea. Ideea este dacă ai o motivație. Dacă anunți, îți rezolvi niște, din punct de vedere economic, îți rezolvi niște costuri cu investigația. Da. Dacă îl incentivizezi pe omul ăla să anunțe. La legitimă apărare. Da? Dacă pedeapsa în sine este de natură în care lui nu-i te extermin viața complet, da? Iarăși îl motivezi să anunțe. Și deci tu îți rezolvi, ai prins și criminalul din prima, da? A și mărturisit, poți să-l judeci și să-i aplici pedeapsa. E mai rapid decât... Și a doua care era? Deci prima că ajuți cu investigația și a doua care era? Când anunți. Știi pedeapsa direct. Cine e criminalul? Tu care anunți? Da. Tu care... Da. Era o sumă de bani care era considerată 13 ani. Dreptul de viață al 13 ani al venitului evaluat al unui om, bărbat, mă rog, de obicei. Cam asta era prețul. Deci omorai pe cineva, trebuia să plătești 13 ani de câștiguri.
Bine, în libertarianism problema e dacă va fi la fel de poetică, știi, l-am omorât pe celul care ucideam lei sau să fie tot... Uite, alte chestii mai e cu asta, că nu avea așa multe crime. Da, nu, între 12,5 și 50 da. De ani. 50? Da. Păi la dracu, l-a omorât. 12,5? Dacă l-a omorât 50? La 20 de ani, normal. Oh my god. Dar nu e al omului ăla, ci al unui salariu mediu. Salariu mediu, da. Da. Pe economie. Nu, ordinary asta ca să arate că era mare sancțiunea. Deci nu era da, da. Un salariu minim, era muncei. Ok, păi și dacă faci o medie, atunci îți dă 30 de ani. Deci ca închisoare pe viață. E ca o... Nu, dar e... Stai că nu te închidea. Trebuia să plătești restituție. Deci era ca și cum plăteai... Pensionamentul. Nu, dar 30 de ani un credit. Da. Da, și le plăteai, cum îi spuneam, familiei sau urmașilor. Da. Da. Mă rog, argumentarea libertariană e că un sistem mai drept decât ăsta de azi în care tu trebuie să plătești... Îi mai plătești și violatorului până aia, știi, da, cheltuieri și de televizor. Tot pe ideea asta se bază și costurile tranzacționale, de asta că reduci, că practic încarcerarea e cost tranzacțional. Da? Tu vrei să-l pedepsești pe ăla, dar te costă să-l pedepsești. A, costă bani și nu-l mai e. Da. Mă rog, și de ce aveau sistemul ăsta în care lucrurile erau un echilibru? Asta e toată ideea. Aveai mai mulți poli care să țineau un echilibru, nu se ridica niciodată unul fără să bagi la el. Bine, greu, deși sunt optimist cu privirea natura umană. Chiar așa era cam... Ei, și aici vin observațiile mele. Știi care e faza? Trebuie să înțelegi... Doar da cu cardul și... Trebuie să înțelegi un lucru. De fapt, două. Primul lucru este asta că felul în care s-a format Islanda, da? Deci a fost, tot a plecat de la ideea că un rege local s-a apucat de a cuceri toată Norvegia. Da? Unora nu le-a plăcut chestia asta. Și au zis, băi, dacă voi vreți libertate, ia duceți-vă și faceți libertate în altă parte. Și au zis, da, ok, merge. S-au dus în Islanda, care nu era locuită pe vremea respectivă. Da? S-au dus acolo și... Au ținut minte ce înseamnă rege, guvern centralizat, tot și au pornit de la ideea, hai să ne înțelegem, da, toți am venit aici ca să scăpăm de dincolo, hai să nu facem aici ce era nașpa dincolo. Uite că ei nu înțelegeau libertarianismul, dar înțelegeau că nu e bine cu rege, păi înțelegeau implicit. Pentru că au avut exemplu implicit, în viața lor. Dar da. Tot îmi vine greu să cred, ăla chiar nu lua taxe. Nu. Dar el era ales. Sistemul chiar e bun. El era ales în primul rând prin niciunul așa de puternic. Nu era niciunul așa de puternic. Și dacă a durat, da, mai zic exemplu ăsta, dacă a durat mai mult ca America, domnule, zim, unde a existat anarhia? Uite, în asta. Da, numai că, uite, ai niște observații. E la mică extensă. Ei erau pe o insulă. Comerțul era foarte greu. Ei trebuia să se înțeleagă bine între ei acolo. Nu prea își permiteau să... Una, două, am făcut nu știu ce, fug sau chem pe cineva sau... După aia când a mai crescut economic lumea, a venit Harald Finher. Așa, nu, Harald Finher a fost ăla care i-a ușuit. Păi da. Tot la alt Harald. Nepot. Norvegenii aveau și ei un nume, Harald și Hakon. Basically, regii Norvegiei, dacă nu erau Harald, erau Hakon. Unde voiam să ajung la de ce s-a stricat echilibrul ăsta? Intervenit unul de afară. Intervenția trei ipoteze, parcă nu le mai știu. Ce? Friedman, parcă zice vreo trei ipoteze. Da, el zice, extern, el zice trei ipoteze, dar două sunt legate. Factor extern și, cum îi spune, o travă ideologică. Da. De fonduri europene. Deci, da, ceva de genul ăsta, norvegiene, nu europene. Da, a venit un rege, le-a zis, ia uitați ce bine e cu monarhia, i-a înnebunit la cap și a mai și susținut pe unii și alții, deci fonduri europene. Da. Mă rog, dar ideea e că la un moment dat societatea s-a prăbușit, în sensul că
s-au întețit violențele și așa, de ajunseseră violențele raportate la populație undeva unde sunt la nivelul de astăzi prin Elveția. Adică da. Și asta era perioada cea mai nașma pentru ei. Deci face mișto Friedman. Da. Deci dacă vârful e sub sau e la fel. Dar și asta lor li s-a părut inacceptabil, li s-a părut un semn al decăderii puternice, comparat și cu influențele astea externe. Practic, Norvegia vrea să se extindă, să reia, să îi preia, și decât să invadeze a fost mai ușor să îi corupă ideologic. Ai o singură explicație, aia ori fi băgat și au plantat rușii și au pus... Și-au plantat... Da. De atunci Putin... Niște clanuri. Pe jasea două erau... Haraldism. Nu mai era una? Care mai era? Ce? Deci diviziune internă... Stai că ți-o găsesc și pe prima era. Factor extern... Vremea cea mai... Nu! Cealaltă era că sistemul s-a destabilizat pentru că s-ar fi acumulat putere și bogăție. În sensul că clanurile... Unul dintre lucrurile, de ce nu se putea... De s-a dezechilibrat economic. Da, că s-ar fi dezechilibrat. Ai reechilibru între granzi. Da, mm-hmm. Da, mm-hmm. Da. S-a spart echilibrul ăla. Dar, iarăși, asta e compatibilă. Dacă te gândești că din extern au fost pompat fonduri într-o singură direcție, tocmai ca să-l destabilizeze. Deci toate trei tind să... Tot țările de afară. Tind să se unifice din punctul ăsta de vedere. Dar, dacă stăm să ne gândim așa, apare o problemă la apărarea națională. A, să trecem la... Da, și trecem la... Intervenția... Nu, deci era destul de libertarian totuși. Da, mă rog, ideea este mai că... Mai știi era civil separat, penal, asta e și chestia cu civil penal. Nu numai că era destul de libertarian, dar... Zice, trebuie să zice. Pune Friedman că a și produs extraordinar de multă literatură, artă... Saga-urile islandeze. Îi spune el că nu știu ce a făcut, aș un sondaj... Ce? Nu. Există filme... Ce mi se pare, ce am citit? Cântul Nibelungilor. Ăla nu e cu Islanda. No, da, Island. Da, e o sagă. Așa, nici măcar Beowulf nu e... Ce mi se pare interesant este că precizează... Dallas e o sagă? Friedman aici. Hm? Dallas e o sagă? Oarecum. Mai ales seria nouă. Că, zice, pare că saga islandeze sunt foarte violente. Zice, dar oamenii întotdeauna au fost distrați de lucruri când se întâmplă ceva, când se întâmplă niște violențe. A, și că e un bias către... Și că, de fapt, ai saga de azi cu o bătălie și după aia... Dai pagina și ăsta care era copil aici era adult. Deci a trecut o grămadă de vreme până a mai fost încă o chireală. Zice, de fiecare dată când murea cineva era spus cu numele și se știa pe vremea aia că atunci când omorai pe cineva, chiar dacă era într-o luptă, tot trebuia să plătești prețul vieții de care am vorbit adineauri. Lucru care astăzi nu există nicăieri. Deci n-ai nicio... Era o responsabilitate. Ok, vă bateți, dar dacă îl omori pe ăla, trebuie să plătești. Pe când astăzi, război total, primești bani dacă... Viteză. Da, e o glumă de asta, tot așa povestește Friedman, un conflict dintre două... părți care ajunseseră să fie foarte puternice, da, se aliaseră oamenii, că și asta e o altă chestie, de ce nu câștigau ăia bogați și puternici, pentru că oricând puteau să se alieze mai mulți împotriva lor, adică să zică, ok, eu mă aliez la cauza asta și într-o dată tu ești unul, noi suntem doi, ghinion, dă-ne șansă, am câștigat. Adică că restituția era pur și simplu, ți-o luăm, nu există Nu mai există due process, adică tribunalul punea care e sentința și după aia tu te ocupai de execuția ei. Adică dacă eu trebuia să vin să-ți iau televizorul, apropo de exemplul nostru de acum, nu știu câte episoade, da, era treaba mea să-ți iau televizorul și tu, dacă încercai să mă împiedici, păi urma să-ți crească penalitatea, știi? Adică da. Tu mai bine stăteai să-ți pierzi televizorul. Da, adică și că de fiecare, păi exact pe ideea asta, că toate urmăririle în arbitraj erau făcute privat și urmăreau de obicei restituție. Deci era foarte mult mai asemănător cu
civilul de astăzi, da, tort law, stricăciuni, de care am vorbit și la... Dar nici n-aveai penal. Manifestul libertarian. N-aveai penal. Și n-aveai penal, exact. N-aveai penal. Ideea idealul... părea foarte libertarian, da. Ăsta e și idealul libertarian, zice Rolpa. Totul să colapseze în civil. Uh-huh. Da. Și... ca să nu mai ai puterea centralizată a statului care face lucruri penale față de această entitate neclară, societate. Defăimarea țării. Ultraj la adresa valorii. Evaziunea fiscală mai periculoasă decât nu știu ce, știi? Da. Da, și mă rog, ce glumește Friedman aici, zice că anarhiștii ăștia, percepția populară e că nu făceau altceva decât să se omoare între ei. Nu, de fapt, ce făceau cel mai des era să se dea în judecată. Da, ca americanii, americanii de astăzi, da. Bine, americanii, procesmania asta nu știu cât e de libertariană. Nu prea ea, zici. Nu prea e. Că sunt niște legi iliberale care... Da. Pe care se bazează când... Ok, și unul din ultimele argumente pe care vreau să le mai leg, pe care le mai leagă și Friedman de asta de Islanda, este că în perioada asta în care presupunem că a existat anarho, apoi am spus, s-au fost generate o grămadă de lucrări. Și Friedman a făcut un... cum spune, un round-up pe la niște biblioteci prin Statele Unite, biblioteci universitare, și a descoperit că circa 10% din toate volumele aflate acolo erau fie direct influențate de descendență, așa, fie studii asupra literaturii islandeze. Deci ideea e că au generat o foarte mare parte din cultura lumii, ceea ce este destul semnificativ atunci când te gândești că vorbim de o insulă cu populație de 70.000 de oameni maxim. Atunci. Atunci, da. Acum are cam cât un cartier de la noi. Așa, da, da, a trecut la feminism și nu mai generează prea multă cultură. Creează discultură. Anularea. Hai să vedem cu intervenția externă. Cu politica. Și dacă Islanda anarcapitalistă s-a prăbușit datorită unei lipse de politică externă coezivă, pune și Friedman întrebarea. Există politică externă libertariană? Păi avem non-intervenție externă, deci stăm în banca noastră și nu ne băgăm în treburile interne ale altor state, nu ne băgăm. Și atunci când ne băgăm, atunci ai două variante. Poți să faci doar alianțe cu alții de afară, da, sau chiar să intervii. Oricum, scopul este doar întotdeauna când te bagi în treburile altora, este să te aperi pe tine, să creezi situații care să îți fie ție favorabile. Da? Și de exemplu, de aici, războiul din Vietnam, se spune, dom'le, a fost intervenția noastră a americanilor acolo justificată și o compara cu situația a Franței și Germaniei la Munich, când puteau să-l oprească, să-l oprească pe Hitler să nu ia Cehia, o Slovacia tot. Uh-huh. Și e posibil ca și americanii să ceapă o primă expansiune comunistă pe unde putem, prin țările de mici, pentru că dacă îi lăsăm pe ăștia, pe aia ajung până la America de Nord, la noi. La prima mișcare a lor expansionistă, zbang, să-i oprim. Și tot n-a fost bună. Chiar dacă, să zicem, în cazul naziștilor atunci e posibil să te gândești că l-ai fi oprit pe Hitler, dar nu e sigur, intervenind. Da? Așa cum în Vietnam, nu știu câți americani și-au pierdut viețile tot fără niciun rezultat. Adică la un moment dat, tot la un moment dat zice că Hitler voia să intre undeva în Austria și Italia atunci n-a fost de acord și a zis, a mutat trupe în trecătoarea Brenner. Da. Și a zis, nu o să te lăsăm să faci chestia asta. Mai târziu, când a intrat în alte părți, a fost cu acordul italian. Dar greșeala italienilor. Care zicea că a fost greșeala? Că doar au mărit și n-au atacat? Sau?
Cine? Zice europenilor, că zice au ales, n-au intervenit. N-au intervenit, asta a fost. Da, dar au vorbit despre intervenție, știi? Adică au ales e soluția vorba, deci, okay. Hai să o luăm, să o luăm de la capăt, da? Unul dintre gândurile lui Hitler era să extindă influența nazistă, da? Exista un partid nazist și în Austria, el fusese scos în afara legii și odată cu scoaterea în afara legii s-a pus problema ca Germania să invadeze Austria ca să se lupte cu dictatura lui Dollfuss, care și-a spus cum să scoți un partid în afara legii. Și Mussolini, care era vecin cu Austria, da, între Germania și Italia se regăsește Elveția și se regăsesc Elveția și Austria, a avut ceva de obiectat. Asta și datorită faptului că noi nu luăm în considerare că Hitler nu era fascist. Da, fascismul fiind o doctrină care a generat-o Mussolini de reforma socialismului, pe când Hitler avea propria reforma socialismului, care s-a numit național-socialism. Mă rog, ideea în sine este că ei doi nu au fost aliați natural sau aliați inițial. Ba chiar în perioada de imediat după, s-a pus problema consolidării identității austriece, pentru că problema care a dus la anexarea Austriei a fost identitatea, așa zis, germană a austriecilor. S-a pus problema consolidării identității austriece prin restabilirea monarhiei habsburgice în Austria la vremea respectivă, care ar fi avut parțial suportul lui Mussolini, n-a avut suportul Franței și al Angliei, din păcate. Bun. Ce se întâmplă? Asta a fost primul episod. Urmează pasul 2. Războiul din Abisinia, Etiopia. Da? Italia avea niște colonii în Africa. O parte, Eritrea de astăzi, da? Care se învecinează cu Etiopia, deci Eritrea este în nordul Etiopiei de astăzi. Și Somalilandul italian, care se învecinează la sud. Deci ei practic aveau două fălci în jurul Etiopiei. Da? Și Mussolini a vrut să elimine Etiopia, a pornit un război de agresiune cu Etiopia, să și-o subordoneze. Liga Națiunilor Unite, are și România un episod de jucat în chestia asta, Liga Națiunilor Unite a condamnat puternic A condamnat ferm această invazie a Etiopiei. Dar n-a trimis trupe. Exact. Da? Și spuneam că are și România un rol. Nicolae Titulescu, mi se pare, care era atașatul nostru la Liga Națiunilor Unite, l-a făcut pe Mussolini maimuță cu ocazia asta. Dar România fiind la vremea respectivă aliatul Franței. Dar nu, acum să zice babui. Da. Bun. Ce spune Friedman este așa că... Bun, stai. Hai să termin și după aia spun ce spune. Momentul 3. Se pune din nou problema unui referendum de alipire a Austriei la Germania. Un referendum susținut de partidul nazist. Mi se pare că după asasinare a fost și asasinat Dollfuss, care era cancelarul Austriei la vremea respectivă. Imediat după aia, instabilitate politică, se pune problema acestui referendum. Referendumul trece. Mussolini, care era deja maimuță, a zis, zic, ok, cu ăștia nu mă împac. Cine mai supără pe ăștia? Hitler? Ok, o să ne aliem cu ei. Și atunci nu s-a mai opus. Și în felul ăsta a dispărut Austria de pe hartă. Anschlussul s-a petrecut. Acum, ce zice Friedman? Zice că Germania, zice că Anglia și Franța. Anglia și Franța, exact, aveau două opțiuni pe masă care l-ar fi putut împiedica expansiunea lui Hitler. Prima dintre ele, să nu zică nimic despre invazia din Etiopia, să tacă mâlc, să nu o condamne niciun fel. A doua, să intre acolo, să trimită
Marina Britanică să impună o blocadă în jurul Eritreei și a Somalilandului italian, să-i lase pe ăștia fără alimente, muniție și să se termine războiul. Adică să intre în forță, să-l oprească în forță. Faptul că doar au dat și eventual să continue războiul până la debarcarea inclusiv a lui Mussolini. Uh-huh. Pentru că n-au făcut asta și au luat poziția asta între două luntre, n-au reușit altceva decât să-l apropie pe Mussolini de Hitler. Nu, ei au protestat, că i-au avut o atitudine păi da, asta gen Iohannis. Ei l-au supărat pe Mussolini. Îi privesc cu atenție și îngrijorare, da, fără să... Da, da, da. Ei s-au delimitat de Mussolini și atunci pur și simplu l-au izolat pe scena geopolitică și și-a găsit un alt aliat, Hitler. Păi și e intervenționistă sau nu? Nu e niciuna nici alta. E intervenționistă, nu? Că ai declarat. Sau... E intervenționistă greșită. Cuvintele nu sunt... Nu e intervenție, da. Nu, dar e politică externă și cuvintele sunt politică externă. A, și zici că e intervenție? Cuvintele... Nu e chiar intervenție, dar e... Păi da, dar trebuie să faci. Ai consecințe, are consecințe. Au consecințe cuvintele. E o poziționare greșită, da. Mă rog, stai puțin. Ca să o luăm ce mai de la fundamentele mari. Dilema lui... Friedman este, domne, pe fundamentele libertariene, ce faci în legătură cu nimic, cu ăștia de afară? Da, ce răspunsul e nimic. Ce faci în legătură cu... Nu, dar uneori... Și restul e, crește, și restul e tăcer. Că uneori nu poți să nu faci nimic. Nu, da. Ești libertarian. Dacă ești libertarian... În fine, și dilema e așa. Ce faci? Intri într-o țară doar ca să te aperi tu așa preventiv... Când e vorba aperi... de politică externă, nu intri cu armata tu acolo în țara aia. Păi da. Nu, poți face asta, dar nu poți... are în vedere, el are în vedere alianțele. Nu, își zice că are, în baza principiului libertare, n-ai niște dileme din astea. Cum faci să te aperi de unul fără să omori civili care sunt nevinovați? Nu, da. Nu poți în alea două scenarii. Nu poți. În astea. Dacă vrei să chiar vrei să faci alianțe, fără să faci crimă, să faci nu fără să omori, fără cu... să faci crimă, tu faci alianțe. Crimă și când te aperi. Alianțele sunt ca să le determinăm calmă, da? Politica externă intervenționistă presupune că apărarea unei națiuni se face prin alianțe. Prin suport extern al NATO, noi ne apărăm prin alianțe. Noi ne apărăm prin alianțe, exact. Și prin condamnare și încercare de intervenție asupra celor pe care îi privește ca fiind potențial dușman pe viitor. Da. Non-intervenționist înseamnă zero alianțe, nu te interesează ce face politica externă, nu te interesează politica internă a altor state și te aperi doar împușcând soldații care ți intră pe teritoriu, soldații inamici care ți intră pe teritoriu. Sau dacă dai cu bomba nucleară, dacă o țară dă cu bomba nucleară asupra ta. Și acolo ar fi riscul iliberal. În ambele apare. Pentru că la alianțe trebuie să-i taxezi. Belgienii trebuie să... trebuie să taxeze civil belgieni. Deci se comite o agresiune. România comite o agresiune. Da, e în iar când răspunzi rușilor cu arme nucleare, omor ruși nevinovați. Știi? Deci în ambele comiți o crimă. Care e soluția libertare? Să te predai, poate. Dar nu prea e... convingătoare, să zicem, strategic. Dacă tu zici, faci o emisiune pe arte, știi, pentru... Ok, și ce zic libertarii? Păi, nu e așa de bagatelizat. Uite, putea fi o soluție, nu o pe sugera predarea în Ucraina. Deci dacă mor mult mai mulți, trebuie să zicem că se ajunge la nu știu cât, poate predatul era. Ca să nu zic că și pe 100 de mii contează. Ca să... Și, nu? Și, sau? Și ca să o ducem și mai tare, că nimeni nu poate să accepte chestia asta. Cum? Deci ai un agresor, ne batem, poate să fie preferința lor, în același timp tu poți să îi lași să intre și să o rezolvi mai târziu altfel. E tot la alea refin. Nu, mai târziu altfel este... Poți să umbli însă cu... asta cu atenție. Dacă scenariul lui Friedman sunt... Ai pe teritoriul României societatea anul capitalistă. Presupui că Rusia va vine peste tine după ce termină cu Ucraina, zicem, chiar cazul actual. Nu e o presupunere așa de farfetch. Și zici, ori începi să te înarmezi și îi aștepți pe ruși când ajung la proprietatea privată a asiguraților tăi, ori începi să
face o chestie din preventivă de acum. Ajut și bine. Poți, ca respectând principiul non-agresiunii, să ne ajuți Ucraina, într-un fel. De exemplu, poți să le dai un scut antiaerian. N-ai omorât pe nimeni, nu știu ce, dacă îl folosesc pentru a se apăra, e ok. Yeah. Este alimente, crucea roșie, da. Din astea poți să faci. Resurse, benzină, nu știu ce. Da, da, da. Poți să le donezi, poți să le vinzi. Da, da, totul este sperând că reușești, faci un calcul. Da. Dom'le, strângi câți bani voluntari poți să strângi și faci un calcul și zici, dom'le, e posibil ca ucrainienii cu banii ăștia să reușească să ne vină ruși la noi, să ne coste mai scump să ne apărăm de ruși per se. Direct, da. Da. Dar nu are în vedere în scenariul ăsta, asta e ideea noastră, a lui Gabi. Da. Nu are în vedere. Nu, nu are, da. Asta ar fi, da, asta ar fi pur intervenționism ce descrit aici. Da. Sau este mai soft. Ai două partide. Uite o chestie că tu până acum ai zis, propaganda, ai zis niște lucruri, dar văd că ai trecut pe lângă unul care cred că e important. Aș vrea să văd dacă ai trecut pe lângă el din greșeală sau chiar a fost cu intenție. Poți să le donezi gloanțe? Cred că da. Pe același lucru ca un scut. Poți. Poți să le donezi gloanțe. Ok. Păi dacă le donezi un scut? Da, păi scutul e inerent defensiv. Aia e ca discuția de acum cu leopard versus exact. Avioane. Exact. Păi de asta am și întrebat. Da. Păi nu, le donăm doar avioane de lucru. Nu, dar și Friedman are dilema asta când o analizează la un moment dat, zice, să zicem că trebuie să faci niște alianțe cu unii care sunt iliberali, niște autoritari, nasoi, da, din altă parte, dă un exemplu cu, nu știu, Iranul, da, sau Zelenski, adică nu. Da. Nu, pot fi și liberali clasici, dacă au stat, înseamnă taxare. Da. Orice stat e liberal prin natura lui, deci nu trebuie să fie Arabia Saudită. Dilema nasoală apare aici, că zici, bine, tu poate faci o alianță cu ăla, dar când îl ajuți pe ăla, devii parte din echipa lui. Și atunci nu poți să mai zici, păi nu mă interesează ce a ales ăla. Pentru că se schimbă, cred că argumentul lui e că se schimbă alianțele astea, știi? Îi ajutai pe chinezi, dar pe aia devii. Ai un argument bazat pe ineficiența alianței și a planificator planului pe termen lung, știi? Că nu, că n-ai nicio garanție că ăla care rămâne aliatul tău. Da. Și nu numai la chinezi, știi, uite când a fost America s-a bătut cu Al-Qaeda și după aia ca să se bată cu ISIS, a susținut Al-Qaeda, cea mai rămas din ei, că se băteau și ăștia cu ISIS, știi? La fel și cu America, adică zicem că construiești acum o alianță cu America, zicem că e de partea libertății, dar peste 100 de ani cine știe ce o fi. Sau NATO. Nu-ți mai convine. Ba, uite, 10 ani cât s-a schimbat în America. Da. Sau când i-a susținut pe curs, tot așa, în Siria, se băteau cu ISIS, i-a susținut pe curs, până când curzii au zis, da, mulțumesc să rămână pentru armă, s-au dus și au început să facă terorism prin Turcia. Nu cea America care e în alianță cu Turcia, a zis, păi, stai, țin, nu mai merge. Da. Nu pot... Bun, dar tu ai zice că le dai și tehnică de luptă și nu consider că devii agresor, nu că devii în echipa, Uite, unde aș pune, aș intra în, să zicem, aș încălca principiul în agresiune dacă aș susține, de exemplu, ai o țară vecină, nu e războiul Ucraina, în Ungaria sau în Bulgaria. Și bănuiești tu că un anumit partid ar fi mai deschis, dar tot etatist și el, în o schimburi comerciale cu anașul capitaliștii de la tine. Și cu bani îl susții pe ăla în campania lui electorală. De ce încă? Sau iar în curs. Cine? Pentru că ea o să taxeze și sprijin la un Harald, un alt Harald. Nu, pe care mai dona PSD-ului, mi se pare că nu e agresiune. Mie mi se pare că este. Deci dacă nu, dai bani, ajuți, dacă dai bani, e ca și mi-ai dona un laptop, un hoț.
un os prăgător, ce asta înseamnă? Că tu ești de bine, uite, revenim la discuția cu responsabilitate. Păi știam că o să revenim, de-aia am și formulat-o cu grijă din aur, că dacă contează dacă devii din echipa ăluia. Deci dacă eu îți dau o minge și zici jucați, voi jucați. Dar dacă eu îți servesc, îți o ridic la fileu și tu o servești, suntem în aceeași echipă. Mie mi se pare că nu o servești. Păi... chiar dacă îi trimiți apioane, de rupt. Dacă îți boale și n-au cu ce să tragă, da, e cam asta. Nu, chiar dacă sunt încărcate, știi? Armate, tot. Nu, e ca exemplu tău că dacă tu vinzi arme, ai vândut o minge să joacă. Au vândut arme, ei hotărăsc ce să facă cu alea. Dacă e așa, clar, nu e responsabilitatea. Dar ține de intervenționism că nu e cum ai astăzi, tot o apărare indirectă. Cum ai astăzi în toată economia... Vai, ești vinovat tu, clientule, că cumperi lucruri non-etice, în care unii sunt chinuiți. Păi, vrei să-mi fac toate temele mai rău ca la vot? Deci la vot trebuie să te uiți la un candidat. Făcând în pretențiile de astăzi, de economie din asta fair, tu trebuie să te uiți la orice obiecțel, să vezi care e tot lanțul de dacă că le faci o viață, mai bună a lor, știi? Chiar dacă tu ai fi nesimțit și nu știu ce, neetic, le faci o viață mai bună. Dar nu, problema mea este că în fapt nu-ți garantează nimeni că tu le faci o viață mai bună. Asta e un mecanism de marketing foarte frumos, pretenția este foarte frumoasă, dar tu, ca și în charity-ul ăla internațional, tu nu știi că ăia chiar o viață mai bună. Bă, da. Prin consumul tău, cum să nu? Aia care fac mări sau fac nu știu ce, tu crezi, acolo? Tu crezi, dar tu nu te duci acolo să-l vezi. Ia uite-mă, ăsta are mai... Înțelegi? Citesc economistul țării ălea care zice, da, domnule, viața mai bună. A avut de ales să se ducă în prostituție sau să lucreze în fabrică. E mai bine să lucrezi în fabrică. Le faci o viață mai bună. De un exemplu, că nu... în țările astea, sweet shop-urile astea, cum să numească, atelierele astea, da, cafeaua. Deci, cafea, haine, toate... produsele astea provenite din fabrici unde lumea muncește în condiții nasoale, pe puțin bani. Da. Alternativa ar fi ca asta, ca să-și ar muri de foame. De ce ai fi scuție ca la Revoluția Industrială, știi? De ce veneau la oraș de proști? Nu veneau de proști. Aia care veneau la oraș erau mai deștepți, știi, decât... Există o poveste care zice că au fost goniți. Tot felul, tocmai ca să aibă muncitori la oraș, mulți de la sate au fost goniți și nu au avut de ales. Dar nu știu că este adevărat. Da. Da, e o chestie istorică, dar îmi vine greu să cred. Ce înseamnă goniți? Vorbești de mișcarea de expropiere? Nu, erau țărani care nu erau proprietari, de exemplu, prin Anglia. Păi așa, nu erau proprietari. Și deci îl goneai din sat? Pleacă din sat? Bun, dar stai puțin. Nu erau proprietari, așa, du-l până la capăt. Păi asta trebuie să știu, în primul rând, ca să o duc până la capăt. Și doi, ăștia, să zicem că și-au luat tehnologie, nu mai aveau nevoie de toată forța de muncă umană. Așa, și i-au trimis de acolo. Cine? Nobile? Nobile sau nu știu ce. Păi da, dar iarăși, dacă nu erau proprietari... Lucra la plug. Nu înțeleg lucra unde e problema. Da, ei câștigau mai bine la oraș, cred că ăsta a fost argumentul, nu? Așa cum românii au plecat în Spania. Și eu simpatizez cu ăsta, exact. Da, exact. De ce s-au dus în Spania? I-am gonit noi? Cineva ar putea să zică că i-a gonit PSD-ul. Nu i-a gonit. Adică nu, acum serios, hai să vorbim în termenii ăștia, dar nu i-a gonit nimeni. Puteau să stea aici să fie întreprinzător. Singurul om care a fost gonit din România în ultimii, ultimii 80 de ani a fost, atât. Deci PSD-iștii doar regii, da. Nu. Mă rog, e rău tăcios spus, în sens că politicile lor știau închibat investițiile și nu știu. Taxarea progresivă, până în 2004, deci nu s-a făcut nimic. Nu zic că dacă nu aveam convenție era și mai rău. Deci putem spune că politica externă activă, ne poate spune experiența și istoria că politica externă activă de obicei duce la mai proastă decât dacă stai acasă și nu face nimic? Dar și pasivitatea poate fi o... Pasivitatea nu poate fi o formă tot așa de
ineficacitate. De... Asta e o politică externă. Problema e asta, că nu ai cum să compari, știi? Nu ai cum să le compari, că nu există o lume și nu ai... Ele fiind doar acțiuni umane, știi, nu ai cum să știi. Deci, uite, depinde din ce punct, din ce punct de vedere vrei să privești. Dacă vrei să privești, păi ce înseamnă apărare? Vreau să mă apăr. Depinde, ce înseamnă apărare? Nu vine rușii. Cum de nu a făcut domnul Friedman aici tot o analiză economică? Putea să facă o analiză exact ca și în aialaltă. Da. Aici analiză etică mai degrabă. Ia să vedem. Da, ia să vedem câți bani costă dacă ne predăm sau câți dacă o face. O face. Păi nu, dar de ce nu s-a limitat la ea? O face și nu o prea face. Păi eu cred tocmai pentru că încearcă să expună și punctul de vedere deontologic. Nu. Mai da, în partea elaltă la... Eu zic că s-a ușurit. Nu s-a ușurit. Păla le expune în capitolul probleme, da? După care își face analiza economică în capitolul răspunsuri. Aici are un singur capitol în care le pune pe amândouă. Dacă era așa, el trebuia să spună, ok, când... ripostăm nuclear cu rușii, trebuie să ne facem calcule, știi? Câți mor? Mor atât, nu știu, la fel. Și la alianțe, și la intervenționism, și păi la non-intervenționism. Ți se pare că el zice... Nu, că... mi se pare că argumentul e unul uman. Dom'le, nu vreau crime, nu vreau să mor oameni. Da. Asta nu e o poziție utilitaristă. Poziția utilitaristă era bag în Excel, câți rușii au murit? 10.000, câți americani au salvat? 300 de milioane? Ok. Trage. Da. Ori el zice, nu trebuie să mor oameni. Nu, mie nu mi se pare s-a trădat. Că spune chestia asta. S-a ia mie mi se pare că într-un final el face argumentul că... E mai bun non-intervenționism. Că ai nevoie de, da, pe de o parte de non-intervenționism, dar pe de altă parte și de, cum să spun... E aproape trumpist din punctul ăsta de vedere, da. Membrii NATO să-și plătească dracului apărarea și să se ocupe cu apărarea lor. Da, și zice la un moment dat americanii să nu mai apere ei, să vândă arme. Da, asta e într-adevăr, e o politică non-intervenționistă, dar el ce spune? Bomba atomică s-o aibă și China și România, da. Și Franța și Germania de vest, că bine, el discută de pe vremea prima ediție, da. De pe vremea URSS-ului. Oricum, un punct pe care îl face, dar e o chestie geopolitică la care face referire aici, un punct pe care îl spune este acesta, că dacă e să e pace în lume, ar fi mai bine o lume multipolară față de una bipolară. Da, aici trebuie să facem distinția aia pe care, de care am vorbit-o și am zis-o și eu parțial, da? Cu situație geopolitică, lumea bipolară, faptul că după căderea URSS-ului noi trăim într-o lume unipolară și problema este că ne îndreptăm spre o lume tripolară, care este cea mai instabilă situație. El când face aici referire la o lume multipolară, se la mai el mulți, zice mai 3, dar zice de fapt 6. Da, 6 ar ține-o. Știi? Da. Asta e vreo. Deja, bine, de fapt și de la 4 ai zice că poate se combine 2 cu 2. 5 ar începe 3, să fie, știi? 3 nu ajunge la 2 până la urmă. 5 ar începe să la fie. 3, nu, dacă 1 și 2 se unesc. Tocmai de asta e... Îi se certă ea. E ca în Siria, nu? E ca în Siria. Deci se aliază Rusia cu China, elimină NATO și după aia se certă ea. Tocmai asta e problema. Tocmai de asta spun că 3 nu este o situație stabilă. Pentru că e incentivă să existe conflict. Nu neapărat să ai alianță, atenție. Stabilă n-ai mai avea violențe. Tu presupui așa că... E în avantajul Rusiei și Chinei să se alieze și să atace America. Da și nu. Este mai mult în avantajul Rusiei și Chinei, respectiv, privit individual, să-l convingă pe celălalt să atace America. Mm-hmm. Da. Ca să știu ea și să rămână el cel mai tare. Păi a doi se bată ca proști și el rămâne. Ai auzit de doi se bat, al treilea câștigă, nu? Ia e. A, se poate, da. E mai înalt pentru că ei nu-și consumă atunci niciun fel de tehnică militară, nu își pierd... Bine, asta doar dacă e război de anihilare, dar dacă e... Bine, la niște bombe nucleare, poate că e serios. Sau să zicem că, ok, excludem bombele nucleare, nimeni nu le va folosi. Problema e că își consumă, da?
capital, de război, de tancuri, da, avioane, gloanțe, da, și așa mai departe. Da. Ambele părți. De asta a, zice deci așa că câștigă, de-abia, de la, da, de-abia de la 5 în plus începe să se stabilizeze situația, pentru că 4 nu, sunt 2, așa? Nu, pentru că 4 sunt 2 cu 2 și deja la 5 nu prea mai ai. Păi chiar dispare dacă... orice amenințare dacă se bată între ele. Ce? Păi, rămâne pace, eterna pace. Nu, se omoară 2 cu 2 și 2 cu 2. La 4 te întorci în sistemul, de, în sistemul bipolar, de fapt. Ei se grupează 2 cu 2 și ai lume bipolară din nou. Asta, ce vreau, asta e ce vreau. Te întorci la sistemul URSS versus SUA. Numai că în loc să fie URSS versus SUA, o să fie SUA plus Canada și URSS plus China, de exemplu. Ai presupus că e un câștigător, nu că se anihilează. Nu, am presupus că înainte să se bată. Ei nu se, se bat. Se urmăresc, n-aș încerca deci, că... Fac echipă înainte, tot, e normal să se consolideze, știi? Cu 4? Tot nu, cu 5. Tot mecanismul. Deci la 4 cum se distrugă? Tot, nu, stai, Costel, tot mecanismul de eficiență este că fiind mai mulți centri, se țin în echilibru înainte să aibă conflicte. Da. Asta e toată eficiența, că nu apare conflictul. Deci, deci nu 4, discutăm de anihilări. Se grupează 2 cu 2 și ești în cazul de 2, nu mai ești în cazul de 4. Pare că, deci dacă ai doar 4, există inclinația să se grupeze 2 cu 2 care sunt 1 cu 1, e același lucru. Păi când dacă ai un număr impar și mai mult de 3, deci, nu știu, 5-7, atunci e mai... Poți să ai și 6, știi? 1 cu 1 de ce e prost? Ce? 1 cu 1 de ce era prost? Păi e situația precedentă, ai că expansiune... sfere de influență, războaie proxy. Prea puțin, sunt prea puțin tari. Prea puțin tari. E ca în Islanda. În Islanda de ce era pace? Că erau mulți care nu erau mult mai tari decât ceilalți. A, îi omoară pe ceilalți mai mici tăi. Îi controlează. Nu neapărat îi omoară. Da, în sensul ăsta e. Da. Își impun propriul regim agresiv. La 4, a, și dacă ai mai mulți, îi mai apără pe aia mici sau ce? Dacă ai mai mulți, ăștia nu mai câștigă atâta putere încât să poată să-și impună. Dacă și UE e tare, nu mai intră Rusia. Uite, de exemplu, ai... America Latină. Dar tocmai asta... Și la 4, fie, deci la 4 nu gândește la Statele Unite Americii, Canada, Rusia, China. Gândește că ai India, China, Rusia, America. Așa. India, asta e nu problema. Nu se unește. India nu cred eu. Adică India este mult mai reticentă să se unească și cu Rusia și cu China. Da, bineînțeles că dar se va uni cu stat. Dar în clipa, nu cred că se va uni. Dar în clipa în care, ba da, ideea este că, Gabi, în clipa în care China și Rusia formează un pol de putere, da, India imediat se duce în partea aia, pentru că are exemplu și are amenințarea directă, are graniță cu China. Imediat se duce în brațele la Statele Unite și devii din nou într-o lume, ajungi din nou într-o lume bipolară. Tocmai asta e ideea, că incentiva care există, pe care a recunoscut-o Costel, deci, în sistemul de 3 să se alieze 2 ca să-i dea în cap unuia, în sistemul de 4 este și mai mare, pentru că se aliază 2, acolo chiar poate să se alieze 2 ca să-i dea în cap unuia. Și ăsta la altul, al patrulea, e ce? E shell shock spectator. Se uită cum se întâmplă lucrurile. Nu! Pentru că va fi la rând. Da, știe că-i vine rândul. Se expune și el. Da. Deci automat și se duce la în 5, direcția. Problema este așa că, adică cum văd eu când sunt chestii multipolare, nimeni nu se alinează cu nimeni și nimeni nu atacă pe nimeni pentru că nu știi restul cu cine se va alia. Exact, va veni de partea mea sau se va duce de partea adversă? Deja la 5 ai mai multe opțiuni. Bine, teoretic poți să spui că în 5 a început și primul război mondial. Da, ai mai multe opțiuni acolo. Adică măcar există o șansă. Plus că noi simplificăm, adică cineva poate să ne atace rău de tot pe analiza asta. Poți zică, mă, nu vă pricepeți, sunt tot felul de factori. Nu, și ei discută deci când zici, da, e adevărat. Nu, dar vreau să zic când zici și au preornit în 5. Da, dar dacă măsori în ceva, forțe, nu știu, număr de trupe sau păi, ceva... Păi, tu asume asta. Când zici că au puteri similare, da, nu detaliezi... Da, dar ăștia când, din exemplul lui Vali de Adineauri, s-au aliat tocmai ca să facă față unei chestii. Deci nu erau egali între ei, ci împreună erau egali cu ăla. Sau mai tare un pic, sau înțeleg. Dar ideea e asta că la 5 măcar există... E o regulă din asta matematică care te oprește, știi? Că
tu când faci alianță, de obicei întâi discuția e unul la unul. Faci alianță cu unul. Da? Și automat, dacă ești bun la aritmetică și ceea ce, na, pot să presupun că nu sunt toți postmoderniști, da? Din 5, ăștia 2 se aliază, păi mai rămân 3. Aole, păi 3 sunt mai mult decât 2. Da? Deci dacă sunt toți egal. Tu în clipa în care faci o alianță, te pui automat într-o minoritate. Te expui. Și de asta te expui un pic. De asta zic că e mai... stabilă, dar nu e garanție. Într-un fel e genul de analiză pe care o faci și la carteluri și la... Unui. Tot așa. Soluția este de. Pregătești pentru pace, știi, că faci față. Nu, deci uite, mai ai... care e varianta libertariană? Și spusă deja. Să te predai. Sau... Nu prea. Sau să devii foarte tare. Și să te aperi. Doar să te aperi când te atacă cineva. Mm-hmm. Pentru că e și asta mereu o soluție, să devii foarte tare. Nu e complet evident că, vai, dar noi suntem săraci și nu putem să facem... Ia să valorizeze, să zicem, România, dintr-o dată îi apucă ceva, valorizează foarte tare apărarea și toată țara devine axată pe chestii de-astea de apărare. Ai industrie să produci chestii, ai cunoaștere să antrenezi oameni, etc. Bine, ce mi se pare mie amuzant. De cum excela prin curaj și bravadă. Important. La posada. Ce mi se pare mie amuzant aici este că soluția pe care o propune Friedman este reînarmarea Germaniei și a Japoniei. Ceea ce dintr-o perspectivă a celui de-al doilea război mondial nu știu cât de bine sună. Dar na, poți să spui că au petrecut o transformare socială, da, și nu mai e aceeași. Nu mai sunt tot ăia. Da. A, și el merge tot pe asta cu mai mulți poli. Da, pe asta e. Pentru că ai putea să zici, într-o lume ideală, mai ai o variantă în care n-ar mai fi război niciodată. Lumea ar zice, așa cum s-au înțeles să ne cursa dezînarmării. Ăla a fost un proiect de subversiune comunistă, da? Așa, zi oricum. Ai putea să-ți imaginezi chestia asta, dar din nou, nu respectă natura umană. Oamenii o să caute să-și facă diverse avantaje, o să ai frecușuri. E greu să estimezi că va dispărea. Exact. Bine, și de fapt, care e problema exactă la apărarea asta de libertariană este că tu îți încalci principiul în sens că ajungi să omori nevinovați. Da? Teoretic, dacă poți să găsești o tehnologie chirurgicală, asta vreau și eu să zic. Prin care reușești să omori numai vinovați, te-ai scos, da? Ai rezolvat problema. Asta discutam și eu cu Gabi pe drum, că noi avem inclusiv armele, cultura se reflectă în arme. Dacă am fi avut o cultură libertariană, zicem Platon, era un gânditor libertarian și tot ce venea după erau, și armele erau altfel. Adică nu mai avea arme de distrugere în masă și poate avea arme care targetează, știi, exact ce zicea Rothbard, știi? Da, sau ai scuturi, mergi pe scuturi, nu trebuie să-i bombardezi pe ruși. Poate trimiți asasini, știi, să... Și doar te apea cu... Da, uite, discutam de exemplu... Sau intervii acolo, dar foarte chirurgical. Cine sunt? Da. Cine ne-au atacat ăștia? Câțiva generali, știi, care au putere și ăia sunt agresorii, să zicem. Grupul Wagner. Când am discutat despre, fără număr, despre capitolul cu apărarea națională de la Rothbard, da, din Manifestul Libertarian, acolo sus discuții, ziceam de doctrina asta de bombardament, că ai adus din discuție chestia, doctrina asta de bombardament a populației. Păi ar fi ajuns oare bomba atomică să fie lansată pe două orașe din Japonia dacă mai înainte de asta naziștii nu perfecționau terror bombing-ul în războiul civil din Spania? Că ei inițial au început chestia asta și au făcut-o după aia și în Londra și așa, și Rothbard identifica greșit ca fiind o invenție de-a lui Churchill când au bombardat Dresda și restul, firebombing-urile care s-au petrecut. Dar diferența e că naziștii au perfecționat asta ca doctrină pe la 1936,
au aplicat-o inclusiv asupra Rotterdamului, mi se pare, în 1939. Asupra Londrei în 39 și 40, da, vorbim de Blitz. Și au dat și aliații cu bombe în 42. Dar întrebarea e asta, oare ar fi ajuns să dea aliații cu bombe în 42 dacă nu dădeau naziștii mai întâi? Cine știe? Și prin extensie, din clipa în care a devenit acceptabil să bombardezi populația civilă, clar drumul către bomba atomică era deschis. Da, dar și ăștia au... Bine, noi ne zic, păi ții cu Saddam că tăi cu americani, ții cu Putin că critici, nu știu ce, chestia lui Zelenski cu obligatorie și nu știu ce. Păi da, dar și ăștia perle sunt mai mari, știi, de la americani decât la, nu știu, decât de la ruși, să zicem, sau de la arabi, știi? Nu, e normal să-i critici, știi? Mai mult. Da, nu e normal să ții la standarde ridicate pe aia din echipa, la standarde mai ridicate pe aia din echipa ta. Băi, da. Așa aș zice și eu. Nu, plus că noi îi criticăm pe toți, tocmai ca adică să... Adică mai ales dacă războiul și delimitarea se face pe criterii morale, nu? Avem claritate morală. Da. Noi suntem cu America și avem, e clar, e o problemă morală să fim cu America împotriva Rusiei, da? Păi ok, dacă e o problemă, dacă ne separă, dacă e o problemă morală și avem claritate morală, atunci mie mi se pare normal să îi ținem la standarde mai ridicate pe ea din echipa noastră, pentru că diferența o face morala. Nu? Morala. Nu, argumentul e că nu ești miop și că nu înțelegi. Ok, trebuie să-i înfrângi pe ea, dar nu oricum, știi? Pentru că dacă îi înfrângem oricum... Nu suntem deloc diferiți. Nu, e să fie mai răi, știi? Deci dacă tu razi Rusia, știi, înțelegi? E posibil să fie mai răi. Bun, legat de război. Vreau să subliniez și faptul că, da, pe vremuri, când a apărut pușca sau tunul sau lucrul de care aruncă de la distanță, oamenii erau reticenți să le folosesc în război pentru că nu mai era cavaleresc, nu te mai expuneai fizic. Adevărat. Da, scădea din onoare. Da, deci acum când cu drone, că tu stai într-un fotoliu undeva în America și tragi cu dronele pe undeva. Ei, jocuri. E, pentru oamenii vechi din război, ziceau, eu trebuie să mă expun fizic, eu trebuie să am riscul ăsta de a fi omorât și eu... Nu sunt de acord cu idee, cu... perspectiva asta, pentru că nu, pentru că dacă cavalerii gândeau așa, ce cătau toată armura aia pe ei? Tot era un risc. Îi dă armura jos! Adică ei erau cu armura aia și făceau praf pe unii care de-abia dacă aveau trei cârpe și o de aia de piele. De ce e așa lungă? Ia da. O mai scurtă. Da. Nu, aici nu sunt de acord. Asta cred că e mai ceva, o retrojustificare. Dintotdeauna a fost cursă. Dintotdeauna a fost deci cel mai bine din punct de vedere al luptei este să îți omori inamicul de la cât mai mare distanță, dar el să nu poată să ajungă la tine. De pe turnurile alea aruncai cu ulei încins sau? Da, de la distanță. Da, erau turnurile erau pentru adică și ziduri, de exemplu, pe întreg fizic. Uite, există niște discuții de genul ăsta, felul în care se luptau grecii. Falanga aia. Falange. Da, acum e destul de multă discuție dacă chiar felul în care ne imaginăm noi chiar se întâmpla asta. Se pare că nu sunt foarte multe surse primare pe tema asta, dar... Cel puțin varianta ortodoxă acceptată era că ăia se înarmau, da, cu scutul ăla, s-a uitat lumea la 300, da, cu scutul ăla, bine, își puneau și armură ăia din 300, erau spartani, erau mai reticenți la armură, plus că dă mai bine să fii la bustul gol când filmezi, și pentru unii, nu zic că pentru toată lumea, dar pentru ăia din 300 cam ăsta a fost selling point-ul filmului, da, bun, și aveau scutul ăla, aveau niște armură așa, aveau... țeapa, sulița pe care o cărau cu ei, da, și avea o formație din asta de luptă, da? Și ok, se presupune că felul în care se băteau
este că ei găseau un loc întins, seamănă un pic cu chestia asta, amintește așa de războiul troian, în care se băteau întâi capitanii și cine câștiga plecau acasă. Da. Asta s-ar putea să fie puțin din filozofia greacă, dar ideea e că ei când se băteau, ce făceau? Căutau un loc întins, nu foloseau terenul ca să surprindă inamicul, și căutau un loc, o câmpie, se aliniau frumos, porneau ca berbecii până când dădeau unii în ceilalți și se împingeau până când unii cădeau jos, și în clipa în care cădeau jos, ghinion, da, îi omorau pe toți. Vădea rugby. Da, numai că se termina mai nasol, da, pentru aia care și pierd. Și filmul ăla cu Mel Gibson. Trebuia să încarci cu războiul, când îi aleargă el așa cu steagul ăla american. Okay. De Patriot sau ce? The Patriot, da, așa. Așa. Erau englezii aliniați, își încărcau puștile, trăgeau și după aia așteptau aliniați, deci nu, da, se feriu. Așa era... Pentru că era ca valeriști, așa, era onorabil. Nu, aia era doctrina de luptă, așa se lupta în vremea respectivă. Pentru păi că, nu strișezi, pentru că nu, de ce? Cred că se mai întorceau unii un pic așa. Da, mai era unii care făceau așa. De ce? Pentru că exista o distanță de engagement care era oarecum la fel între ambele părți și puștile pe vremea respectivă, da, nu aveau rifling. Prin urmare, tu când trăgeai cu bila aia de plumb care se ducea încolo, se ducea oriunde. Adică erau șanse foarte mici să te împuște. De asta ăia stăteau aliniați în față, că oricum stăteau la distanță foarte mare și șansele erau foarte mici să se împuște fatal. Știi, ok, te nimerea bila aia, te rănea la umăr, cădeai jos, nu știu ce, te duceai în spate, oricum mureai de infecție. Știi, asta era partea a doua, da. A, deci nu prea murea nimeni. Mi s-a părut ciudat, știți, stăteau ca... Și deci, asta a reprezentat o... Victimele din războiul de independență au fost pentru subvenții, știți? Mm-hmm. Și asta a reprezentat, nu, că așa se știa, așa evoluase bătălia, da. Și asta a reprezentat o adaptare din partea coloniștilor americani, stilul de război ăsta fără disciplină, știi? Erau milițiile, da. Da. Erau cu ambuscade, cu... Modelul american. Da, modelul american. Naia. Bun. Am acoperit și politica externă. Mai e ceva? Nu mai e. Aș încheia cu... Nu, n-a zice că mai e nimic, doar aș încheia cu citatul ăsta de adio pe care lasă George Washington atunci când își încheie președinția, el fiind unul dintre primii președinți, deci el fiind primul președinte al Americii, și vinde acel președinte al Americii care a spus că nu e nevoie să aibă încă un mandat. Unul și bun. Și care a refuzat coroana Americii, ținând cont că i s-a propus asta la început. Ok. Și el spune așa. Fă pace cu turcul. Fă pace cu turcul. El zice către americani în felul următor. Principala regulă de a ne comporta pentru noi atunci când vine vorba de națiunile străine este să ne extindem relațiile comerciale cu cele mai multe dintre ele și să avem cât mai puține conexiuni politice cu acestea. Politica noastră unică și adevărată este să ne ținem departe de alianțe permanente cu orice națiune străină de Statele Unite ale Americii. Asta fiind un exemplar de... Foarte anti-UE. O exemplar de ce vede, presupun că Friedman l-a pus aici, deci cum vede el ca fiind aliniată politica externă libertariană. Poziția mainstream libertariană, asta non-intervenționistă. Cred că sunt puțini. Și Cato și Mises. Și Ron Paul și toți. Și asta e și o chestie greu de vândut la este european, la români, știi? Pentru că tu aici ești beneficiarul pomenii. Exact. Profit al banilor. Sau al vieții altora. Da. Tu dacă ai fi principian, trebuie să zici, domnule, de ce să-i forțezi pe ea, știi? De ce să-i forțezi? Pe de altă parte și intervenționismul, știi? Dacă ei vor, știi, să te ajute, știi? Te plângi și vor să te ajute,
Mie nu mi s-ar părea nelibertarie. Pe voluntar și pe persoană fizică. Da, da. Asta e altceva. Da. Da. Bun. Yeah. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi și vă urăm libertate, cât mai bună decât toate.